Da. Da, cum ce super bază la ședința anterioară? Sigur, o să fiu mai urmări. A fost supus aprobării procesul verbal al ședinței din data de 09.06.2020, care a fost adoptat cu 10 voturi pentru. Domnul consilier local Chilebașa Marcea Echim Ioan și subitul Ioan s-au abținut. A fost votată ordinea de zi cu unanimitate de voturi. Ședința a avut următoarea ordine de zi, rectificare bugetară, inițiator primar de Postel. Domnul primar de citire proiectului de buget prin rectificarea bugetară. Continuare domnul primar de citire unor fragmente din ghidul de finanțare a proiectului prin care se dorește branșarea comunei la rețeaua de gaze naturale. Aceste fragmente se referă la numărul minim de branșamente. Se solicită propunerea unui număr minim de branșamente și anume până într-o mie. Și la valoarea investiției care e de 25 milioane de euro. În situația în care proiectul va reuși să fie selectat, valoarea investiției va fi acoperită în următorul fel. 85% din fonduri FDR, 13% de la bugetul de stat și 2% cofinanțare de la bugetul local. S-au înscris la cuvânt domnul Bucă Ovidiu, domnul Pișcu Florin, domnul Chilebașa Marcel, domnul Boboc Valentin. Domnul Bucă Ovidiu a întrebat care sunt specificațiile tehnice ale magistrale. Domnul primar a răspuns că în ghid nu sunt prevăzute date tehnice. Domnul Bucă a întrebat dacă s-a realizat un studiu de impact care să aibă drept scop determinarea gradului de interes al populației în a se raporta la o viitoare rețea de gază. Domnul primar a răspuns că în ghidul de finanțare nu este prevăzut o asemenea condiție și că a realizat un asemenea studiu, dar din discuțiile purtate cu cetățenii, a realizat că aceștia sunt foarte interesați în acest sens. Domnul Bucă a întrebat câte gospodării se vor acorda în mod concret, pentru că dacă numărul lor este mic, costul investiției este prea mare. Domnul primar a răspuns că în ghidul de finanțare se solicită să fie propuse pentru acordarea unei de familii, dar acest număr poate fi și mai mic. Domnul Bucă consideră că este necesar efectuarea unui studiu de impact care să fie prezentat Consiliului Local, studiu ce poate fi realizat prin mobilizarea personalului din cadrul primăriei. Secretarul Voltea apreciau că asemenea investiție se amortizează în timp, că acordarea la gaze a comunei este un pas foarte mare și important pentru optimizarea șanselor comune de a atrage investiții, pentru confortul populației, care în mare majoritate este compusă din persoane de vârsta a treia, și cărora este greu să se autodeservească pentru a se încălzi sau pentru a-și realiza igiena având încălzire cu lemne. În plus, raportarea la rețeaua de gaze ar duce la creșterea gradului de populare a comunei cu persoane tinere, active, care în prezent sunt plecate fie în străinătate, fie în orașe din țară și care s-ar întoarce să locuiască în comună dacă aici ar găsi utilitățile ce sunt necesare unui trai civilizat. Domnul Pișcu Florin a întrebat de unde sunt luate fondurile pentru realizarea rectificării. Domnul primar a răspuns că aceste fonduri sunt luate din excedentul bugetar. Totodată consideră că acest proiect nu e fezabil din punct de vedere financiar. Domnul Pișcu și-a manifestat preocuparea față de faptul că este posibil ca și acest proiect să aibă soarta altor proiecte nefinalizate, dar pentru care UAT Parava a plătit studii de fizabilitate. Domnul Pișcu Florin și-a exprimat nemulțumirea cu privire la faptul că domnul primar, în speța compartimentul urbanist din cadrul primăriei Comunei Parava, nu a început formalitățile necesare de mânării grajdului pentru a fi ridicat un garaj pentru autovehiculele primăriei. Secretarul a explicat că datorită carantinei, activitatea celorlalte instituții a statului a fost blocată, dar odată cu reînceperea activității, aceste demersuri vor fi reluate. Domnul Chilebașa Marcel consideră că este necesară realizarea unei evidențe care se vizeze numărul de persoane care doresc acordarea la rețeaua de gaze înainte de a lua decizie în acest sens. Domnul Boboc Valentin consideră că acest proiect este o bună oportunitate pentru Comuna Parava de a intra în rândul comunelor civilizate, de a spori calitatea vieții, de a asigura condiții optime pentru cei care desfășoară activitatea în instituțiile publice, făcând referire la școală și grădiniță, precum și pentru a crește șansele de a atrage investitori economici prin crearea unei infrastructuri adecvate. Domnul Cipotaru Constantin a spus că lucrurile ar trebui abordate într-o ordine care s-a stabilit
În planul anual de investiții și care acordarea la bază este un lucru ce ține de viitorul depărtat, nefiind de actualitate. Secretarul va trebui explicat de unde provine necesitatea achiziționării unei mașini de pompieri și anume din cazul legal care privește acest lucru ca o condiție sine qua non în vederea obținerii avizului de funcționare din partea ISU. Proiectul de hotărâre a fost supus la vot. Proiectul de hotărâre a fost votat în următorul fel. Votul pentru, cu înainte Ioan Bobov, Valentin Soare, Vasile Echinion, votul împotrivă, Marea Mihai, Sudit Petru, Dedeu Vasile Pișcu, Florin Ciobotale, Constantin Tomozei, Ioan și Bucă Ovidiu și pentru Arsenic pe domnul Sudit Ioan. Ce scuze, completez. Sudit Ioan. Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. Domnul președinte, ședința de plan ședința încheiată, drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. Dacă aveți modificări... Eu am ceva de completat la cele scrise dumneavoastră față de ceea ce am discutat eu. A spus că nu suntem împotriva dezvoltării acestei tehnologii. Nu se înțeleagă greșit. Dar n-am spus asta. Nu, așa am spus eu. Nu suntem împotriva dezvoltării. Eu n-am fost semnat că sunteți împotriva. Păi a spus... Dar nu rezultate. Deci am spus așa, domnul Ciobotaru a spus că lucrurile ar trebui abordate într-o ordine care s-a stabilit da, în anual de investiții, da? Da? Așa, și că raportarea la gaze da, și că raportarea la gaze este un lucru ce ține de viitorul depărtat, nefiind de actualitate. Așa mi-ați spus atunci. Nu, ați filmat, este filmat, sigur că da. Nu problemă. Ați spus, da? Nu se înțeleagă că noi suntem în potriva dezvoltării acestei comunități. Deci, completez acum. Noi sunteți de acord cu dezvoltarea comunii, da? Da, să se scrie consultată pe urmă, ceea ce am practicat. Vorbiți pe rând, vă rog frumos, da? Deci, acum vorbea domnul Ciobotaru. Deci, este de acord cu dezvoltarea comunii, da? Nu, nu suntem împotriva dezvoltării. Corect. Așa, și? Și urmează să se facă în ordine conform celor practicate. Păi am spus că nu trebuie într-o ordine. Nu, trebuie îndepărtată. Dar chestia asta cu viitorul îndepărtat. Exact. Bun. Așa, altceva? Același lucru am spus și eu. Nu, când sunt, nu suntem împotrivă de a nu-i băga gaz din comun. Ca asta au înțeles oamenii la ce ați văzut de astăzi. Am zis să fac un studiu de impact. Să se bagă, dar un studiu de impact nu înseamnă să te duci și să spui consilierii nu-ți de acord să băgăm gaz. Primarul vrea să bage și consilierii. Primarul vrea să bage și consilierii nu. Nu. La fiecare... De acord, dar trebuie să fac un studiu întâi. Nici ghidul domnul primar nu l-aș citit când ați venit în față la ședință. Nu știați ce spune mire. Am spus la fiecare că toți considerați că este necesar un studiu de impact. La toate spunea. La studiu de impact nu înseamnă. Băi, vezi, azi, eu consilierii nu vor gaze. Așa i-au trimis în țară. S-au dus un exemplu. Eu nu știu ce s-a dus. De exemplu, sus să-mi dea, la Nicoiesc, un exemplu. Omul are nici apă după ce se dea. Cum să faci omul la casă, în casa aia? Să-mi spui tu că îl întreb dacă el vrea sau nu vrea. Vreau să vă spun ce mi s-a spus mie de oameni din sat, eu nu-i cunosc pe niciun. Nu vă dau cuvântul meu, dar aici ceva... Nu începută cu campania electorală. Nu începută cu campania electorală. Cu ce m-am confruntat eu? Nu mă interesează restul. Urcam scările la primărie într-o bună dimineață și am venit un doctor. Nu, cunosc, dacă nu văd, cred că nici nu mai recunosc. Așa. Și mi-a zis, doamnă, dar ce cu gazele? Zic, nu s-a votat proiectul, am spus eu. Zic, n-are lumea bani să-și pună gaze, am spus eu. Și omul zice așa, doamnă, să vedem asta, țeava în comună, să vedem. Că după aia omul, știți ce face? Să gândește și strânge bani să-și pună. Dar să vedem țeava în comună. Mă păstă țeava de canalizare și nu s-a vrut. Doamne, așa mi-a zis o, așa mi-a asta. Sunt o conținut de persoane care s-au canalizat. Deci, în timp se vor raporta toți, domnul pare rău, eu studiam Sărnghitu foarte bine, că dacă nu studiam Sărnghitu, nu inițiam proiectul de hotărâre. Păi nu l-ai studiat, domnule, că am întrebat că trebuie și ai zis că nu știu despre ce este vorba. Din punct de vedere. Vreți să pun incertiza? Am o rugăminte la dumneavoastră. Haideți să păstrăm o anumită ordine. Există registrat? Haideți să păstrăm o anumită ordine, să vorbim în funcție de proiectul la fiecare și când ajungem la proiectul ăla, discutăm cum vreți dumneavoastră. Dar printre altele, mai sunt vreo câteva proiecte pe urmă de zi. Și toate sunt importante. Domnul președinte, vă puteți ședința. Păi da, dar vreau și o anumită ordine, nu vă supărați.
supervat, tot nu te ribat, până, stați puțin, am terminat cu asta cu procesul verbal ca să știu. Nu am terminat. Bun, deci mă semnez. Ok, dar încă o dată, comentariile se vizeze procesul verbal. Nu știu ce a făcut primarul până acum, nu s-a realizat. Da? Să fim la o piesă. Problema cu gaze naturale, de subiecte care sunt tante noare. Bun, ok, dar vorbim pe exact asta, n-am discutat că nu s-au făcut. Am zis la proiectul de data trecută la Gazi, că am avut asta pe ordinea de zi, aici am discutat. Am discutat altceva? Încă o dată, am spus vreo minciună aici, întreb încă o dată, da? Sau am spus un lucru neadevărat, o secundă, n-am terminat, vă rog frumos, da? Deci, domnul Pișcu Florin a întrebat de unde sunt fondurile luate pentru realizarea rectificării. Ați întrebat sau nu? Bun. Domnul primar a răspuns că aceste fonduri sunt luate din excedentul bugetar. Considerat că acest proiect nu este fezabil din punct de vedere financiar. Până nu se face studiu de impact. Bun, completăm. Până nu se face studiu de impact. Până nu se face studiu de impact. Nu că nu este valabil și nu suntem împotrivi. Cum să nu fim împotrivi așa ceva? Impact. Bun. Mai departe. Domnul Pișcu și-a manifestat preocuparea față de faptul că este posibil ca și acest proiect să aibă soarta altor proiecte nefinalizate, dar pentru care o AT Parava a plătit studii de fizabilitate. Ați spus sau n-ați spus? Așa. Domnul Pișcu... Bun. Domnul Pișcu, Florin, și-a exprimat nemulțumirea cu privire la faptul că domnul primar, în speță compartimentul de urbanism din cadrul primăriei comună Parava, nu a început formalitățile necesare de... pentru a fi ridicat un garaj pentru autovehicule primăriei. Am mințit ceva? Și e ceva rău în asta? Dar am spus eu ceva rău, repede o dată, eu doar consemnez. Și biblioteca asta? Și de bibliotecă. Stați să consemnez cu biblioteca. Acoperișul care plouă și nu s-a început reparația la acoperișul cu biblioteca. Sigur, domnul primar a spus că nu se poate. Uite că ați văzut că imediat ați început și... S-a putut. S-a putut. Să dărâmi. Ce grav. N-am spus că nu se poate, domnul Mișcu. Am văzut ședința și 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 am văzut ședința. Că nu mai cu firme specializate. Dar avem firme. Dar n-am spus eu cu firme specializate. Am spus eu că o să facem un revizie. Eu am spus de firme pentru că așa prevede legea. Da. Încă o dată. Deci, secretarul AT a explicat că datorită carantinei, activitatea celorlalte instituții a statului a fost blocată, dar odată cu reînceperea activității, aceste demersuri vor fi reluate. Am mințit cu ceva? Am spus așa sau am spus? Bun. Mai aveți alte completări? Bun. Următorul. Cine mai are de completat? Dumnezeu. Domnul Duc. Domnul Duc. Da, vreau să spun că discuția nu e în afara subiectului, pentru că noi comentăm, încercăm să corectăm acele lucruri care nu sunt scrise în procesul verbal. Păi tocmai, am să spunem. Da, ce comentați. Spuneți. După care deși la... Aveți ceva de adăugat în procesul verbal? Da, sigur. Ați spus acolo că eu am spus doar că trebuie mers la cetățeni și întrebați și atât. Vă știu că am vorbit mai mult. Dar domnul Popov Valentin, care a vorbit mai puțin, ați prezentat așa niște termeni acolo foarte frumos, că vrea dumneavoastră dezvoltarea, ca și cum noi n-am vrea la fel dezvoltarea. Vreau să vă spun că dezvoltarea nu costă doar în tragere de gazuri. Și asta. Asta, repede încă o dată, spuneți clar, domnul Tivata, nu face discurse. Îmi spuneți clar ce trebuie. Vă rog frumos să spuneți cuvânt cu cuvânt ce trebuie să conserveze. Punct. Trebuia să spuneți în primul rând că noi am spus că vrem introducerea gazului metan, dar nu acum, că nu era... Da, am spus! Asta e, asta trebuie să le spun din proces. Rezultă, să spuneți așa, că vreți gaz metan, vreți... Da, dar acele niște drepturi trebuie să se la bun sfârșit. Lăsați-mă puțin, vă rog frumos, lăsați-mă, da, da? Deci dorește... Respectă la realizarea unei rețele de gaze, dar, și acum îmi spuneți dar, explicați-mi ce anume vreți. După ce se vor asfalta toate rețele, așa cum a promis domnul primar în ziua de reșercare, în 2020, realizarea și la 20 de dezvoltării
După realizarea, scuzați-mă, asfaltării ulițelor principale. Sigur. Ulițelor principale. Și apoi destul de obligați. Cum adică să rupi gârdul pe din urmare și aia ați metat. Păi să fie și voastră. Nu am spus că vor fi aproape toate lucrurile. Am spus drumurile comunale. Deci ar trebui să faci diferență. Nu, drumurile comunale. Celularea de comandați așa. Așa. Suntem de acord cu gazul, dar trebuie consultat populația. Pe asta am scris. Așa. Pentru că domnul primar care nu face chestiunea. Pentru a asigura eficiența investiției proiectelor, proiectele, trebuie să propună un minim de 1000 franșamente proiectate pentru un consum de 150 metri cub pe lună. Deci ați citit domnul primar. Exact. Și când am fost vorba de 1000 pentru ca să fie eficient. Păi, de asta am spus să fie consultat cu populația. Să da, puteți, domnul Bucă, eu, haideți să luăm așa, eu din primul mai să știți. Nu, am mai zis ceva, că nu completează completarea. Pentru că am spus cum avem și canalizarea care e de 7 ani, domnul primar nu vorbește situația de educație, vă că nu are costum, nu are abonat. Puneți domnul Bucă, mă cine să scriu? Cu canalizarea, dar nu știu cine să scriu. De 7 ani de zile. Da, doamne, deci, domnul Bucă, consider că este necesară efectuarea unui studiu de impact. Puteți da cu mine, am spus bine, da? Care să fie prezentat Consiliului Local. Da. Studiul ce poate fi realizat prin mobilizarea personalului din cadrul primăriei. Da. Da? Ne putem implica și la consilieri, cum bun. Așa. Și acum ce mai scriu în continuare? Deoarece noi avem... Deoarece? Avem experiența... Proiectele în canalizare, care după 7 ani... Stai o secundă. Deoarece este neașteptare, e bine așa, cum spun, este neașteptare proiectul privind canalizarea? Da. Este în așteptare. Nu, dar cum? Este sistat sau ce? Dar nu este un funcționat datorită faptului... Deoarece proiectul privind canalizarea... Nu este fezabil? Nu. Sau ce vreți să spun că nu înțeleg? Nu este funcționat. Nu este funcționat. Nu este funcționat pentru că spune că tu motivează că nu are drept, nu are abonat. După 7 ani. Deci nu este funcționat. Funcționa bis. Altceva ce mai avem? Nu este funcționat. Domnule, așa vreau să nu suspecte. Domnule, că nu este funcționat din cauza că nu este debit suficient de fapt. Așa că 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 este debit necesar. Deoarece este debit necesar. Că noi ne-am implicat în asta. Îi dau apă, dar nu l-obligi și la canalizare. Atunci, la ce mai făcut lucrarea acolo? Ca să stea de 7 ani de zile nefuncțională? Da. Altceva ce mai făcut? Dar am comis să faci... Domnul Pișcu, nu vorbiți cu peste mine. Vă rog frumos. Deci, mai consemnești ceva? Noi acum asta trebuie să votăm, de fapt, bani de la o rectificare bugetară pentru realizarea unui studiu de fezabilitate. În vederea... Bun, ce consemnezi eu? Pe mine asta mă interesează cu cățica mea, ați înțeles? Și-am mai spus eu atunci că am mai făcut studii vezabilitate și pentru canalizare, de exemplu, la Rădoaia. Și stau în sertar, avem două vezabilitate. Repet, eu trebuie să consemnez ce s-a spus atunci. Nu. Atunci am spus. Uite să nu, n-am văzut, n-am. Ideea e că am spus, repet încă o dată, că s-au mai făcut studii și au rămas așa. Așa. Bun, am zis prost. Da. Bun, am spus, am consemnat. Atât? Da, da. Eu știu că am spus clar, trebuie că merge la 100 de lei dacă vrea gasă și spune și o sumă. Este imativă că am plătat cu ăsta. Da. Poate omul crede că da, a spus. Da. Și omul zice, da, vreau, dacă n-am deci, venit, vreau să-mi și până n-am bani. După aceea trebuie să investească și în centrală și mai știu ce. Da. Și să-mi spuneți-mi clar că vă spuneți ce să scriu. Deci trebuie întrebați oamenii și spus totodată și că am plătat. Dar cine știe asta nu întâmplă? Este mativ, doamne. Să întâmplă acolo în rezervat. Păi spuneți-mi și la discuția. Deci vă rog frumos să este necesar să fie informată populația. Și cu costul aproximativ al branșării. Cu privire la costul aproximativ? Aproximativ, că nu suntem acum,
Domnul Bucă, studiul de fază de amuzare pentru canalizare, dar doar aia nu stă în dulap. No. Este depus la CNSP. În dulap? În 2019. Mai avem la... Poți să rămâns cu privire la racordare? La branșări. La branșări, da? Scuzați-mă. Cu privire... la branșare. Da? Altceva ce mai vreau, spuneți-mi, vă rog. De-aia avem nevniscopi, domnul Bobo, pentru că vin agenții economici. Da, mă, iar nu se implică. Spuneți-mi consemne, traim, vă rog, frumos. Domnul Bobo, hai să-l supunem la bobo procesul verbal, așa cum ți-am făcut. Mai supunem frate, că nu pot să consemne ceva. Hai să-l supunem frate? Da, domnul, ce vă dau? Să vă propunere. Deci când ai de a trece la ordinea de zi, dacă putem să-i dau sunt cuvântul domnului consultant să ne lămurească referitor. Că a spus că el la toate punctele, nu spune la domnul consultant. Nu, am înțeles că proiectul este în ordinea de zi, cu cazul ăla. Nu, este pe ordine, domnul consultant. Domnul consultant, cu primire la procesul verbal, mai aveți ceva cu modificări sau completări sau nu știu. Nu. Vă rog să puneți la ordine. Procesul verbal la ședința anterioară. Cine este pentru? Unanimitate din vot. Unanimitate din vot. Deci procesul e cu unanimitate din vot, da? Da. Unanimitate din vot. Stați puțin, că mai am eu ceva înainte de a da drumul la ordinea de zi. Vă rog frumos, o secundă. Deci, către domnul Tilibașa, domnul Manea, sunteți președinte, sunteți comisia juridică, vă rog frumos să verificați dacă sunteți de acord cu evaluarea efectuată a activității mele pe 2019. Așa, una la mână, doi la mână. Am o corespondență. A venit pe adresa Consiliului Local o adresă către... Stați că nu știu, ne-am notat. A, da. Către consilierii PNL din cadrul Consiliului Local Parava. Deci este comunicarea parchetului de pe lângă judecătoria Bacău. Ca atare trebuie să o mânez... Acum întrebarea mea e cui? Dumneavoastră, domnul Bucă... Noi nu știm despre ce se poate. Păi da, dar sunteți consilierii PNL? Ca să te-ai cu numi scris? Și eu apoi cu el, dar nu vă supără, dacă nu sunteți în locul meu. Acum, serios vorbesc. Cum puteți să dați deci, sunteți consilierii PNL. Da? Deci domnul Bucă, domnul Manea, domnul Subitu și mai cineva pare. Trebuie să vedem despre ce se poate. Dau citire? Nu știu. Ah. Dar dacă vedeți că trebuie, noi n-am făcut nimic. Nu știu despre ce vorba. Deci dau cine sau dau cine, întrebare? O vedem, o citim și vedem ce da. Păi nu trebuie să o comunic, n-ați înțeles că sunt dat semnătură de primire pe ea. Asta vreau să spun. Cui o dau? Pe ce nu de la parchet. Deci, fiți atenți ce mi se spune. Comunicare. În temeiul articolului 306 legii cod procedură penală, vă comunicăm altora soluția în dosarul cu numărul 1706 per 2018 împreună cu o copie de referatul organului de cercetare penală. Potriva soluției puteți formula plângere conform articolului 339 aliniatul 4 cod procedură penală în termen de 20 zile de la comunicare adresată prin procurorului acestui parchet. Practic, consilierii PNL din cadrul Consiliului Local Parava au făcut o sesizare penală cu privire la activitatea personalului din primărie și a domnului primar. Nu am făcut așa ceva. Deci cum? Oamenii nu știu și îmi pui comunic întrebare, pentru că parchetul în urma verificărilor, care slavă Domnului au fost destule, au consemnat că fapta nu există. Da? Și automat sunt obligați să... Bun, noi putem să facem să trimitem de unde au primit, precum că noi avem procedea așa ceva, nu este inițiată. Adică vreți să fac eu răspuns în numele dumneavoastră că refuzați să primiți asta? Întrucât nu ați făcut... Păi în cazul ăsta va trebui să-mi dați declarații scrise pe care să le atașez la asta, da? Și refuzăm comunicarea, ok? Asta e poziția noastră oficială? Pe normal, aia trebuie să ne atașez.
nu la noi, nu. Păi nu, nu la cineva, repede, încă o dată scrii consilierii pe nevoie. Da, 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 oricine putea să scrii consilierii. Oricine putea să scrii. Da, da, repede, încă o dată, cei de la parchet au trimis. Am înțeles. Da, facem un lucru. Dăm o declarație și să mergem. Da, deci dați declarații, cum că dumneavoastră refuzați să primiți această comunicare, întrucât, dar toți poate trebuie să facă aceasta, da? Da, nu, eu am preferat să discutăm la afară ședinței. Nu, nu, domnul Dedeu, nu, nu. Nu, domnul Dedeu, puțin. Ba da, eu văd legătura, pentru că este o comunicare de la parchet, este o comunicare oficială și eu vreau să mă asigur, nu, vreau să mă asigur, eu personal vreau să mă asigur că nu pot fi acuzată mai târziu că nu am făcut această comunicare. Da? Dacă am făcut, dăm declarații. Discutăm după ședință. Dăm declarații, ok. Consemnez asta în procesul verbal. Da, avea legătură cu ședință. Ce? Da, din moment ce vine pe adresa Consiliului Local, are legătură cu Consiliul Local. Nu, da. Da? Nu discutăm asta. Primul proiect de hotărâre de ordine de zi este alegerea președintelui ședinței. Întrucât avem un proiect de hotărâre astăzi, nu mai citește domnul prima proiect de hotărâre, trecem direct la propuneri. Vă rog să faceți propuneri pentru președinte ședinței. Domnul Tomozini. Propun pe studiul P. Stați un pic să vedem dacă vedeam la alte propuneri? Domnul Chilibașa. O secundă ca să vedeți. Okay, deci, propuneri, o secundă propuneri. Propuneri. Pentru președintele ședinței, da? Domnul Tomozei. Domnul Tomozei a propus sau i-a propus? Da, domnul Tomozei, domnul Sudit. A propus. Pe care Sudit? Sudit. Pentru. Da, primul propus, domnul Tomozei, dar vă rog cum domnul președinte de ședință. La două ore, da? Cine au propus tot primul întâi? Domnul Tomozei, da? Domnul Tomozei. Pentru după aia domnul după o propus. Deci, am așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Vă spun cine a semnătat care o considerat semnătat să spuneți. Deci, pentru domnul Tiribașa, domnul a votat așa pentru. Deliu, Suditu Petru, Manea, Bucă, Pișcu, Putomăzei, Ciubotaru. Și domnul Tiribașa. Domnul Tiribaș o să vă dați pe sine. Dar de ce? Dar de ce? De ce? Dar de ce? Dar de ce? Dar de ce? Dacă am dat la primărie, sunt. Am mai avut puterea ta, la viceprimar, viceprimarul și votează. Dar de voi, cum să mai? Dar voi să mă... Cum să mai? Dar voi să mă... Dar voi să mă... Și când? Trebuie să vezi, mă, nu trebuie. Dar ai voie sau nu? Domnul, am și o intervenție. Dar doamne, ai voie. Doamne, secar. Da. Am și o intervenție. Ținând cont că suntem la sfârșit de mandat, domnul Studitu, nou consilier, el n-ar trebui să fie și el un președinte ședință în timpul unui mandat? Da, 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 da. Dumnezeu, eu am vrut cu trebuie de legea. Da, pentru că legea spune că cel puțin o dată... Legea spune, doamna secretară, că mai avut discuția asta, un consilier n-ar trebui să fie mai mult de două. Nu spune că trebuie să fie. Nu spune că trebuie să fie. Poate omul vrea să fie. Poate omul vrea să fie. Ce spune? N-ar trebui să fie mai mult de două ori. Haideți să o vrei, doamne. Și nu ești cel puțin o dată? Nu. N-ar trebui să fie mai mult de două ori. Da, adică, din punctul nostru de vedere, ar trebui ca, există posibilitatea ca un consilier local să, în decursul a 4 ani mandat, să nu fie niciodată președinte de ședință. Păi poate el nu vrea. E, serios? Dar atunci ce candidat? Dar atunci doar vorbim pe lege sau pe ce vorbim? Pe lege? Păi se poate să vedem oamenii, hai. Azi, adică, vreți să mă duc să caut, mă duc să caut. Hai, 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 intervenția mea nu a fost ca să fii domnul Suditu acum, să vă dau până la cinci. Am întrebat. Bun. Deci se abține cineva la această, e cineva potrivă la această propunere? Potrivă pentru domnul Tiribașa? Sunt că sunt o ședință. Ceva potrivă pentru domnul Tiribașa? Se abține cineva? Abține. Abține. Ceilalți? Ceilalți abține. Deci, abținerea așa, domnul cu înainte, domnul Soare, domnul Ichim, domnul Sugit Ion, așa, am 1, 2, 3, 4, mai ai cineva pe care nu am consemnat? Nu. Următoarea propunere, domnul Boboc. Cine este pe domnul Boboc? 1, Domnul Soare sunt cine? Domnul Soare. Da? Da? Și mai e cineva? Și domnul Boboc. Eu nu știu că domnul Boboc să votează pe el, poate eu. Dar cum să mă ieși? Nu, trebuie să țin. Ce faci? La meu mort, avea pe moară. Deci asta înseamnă, la meu mort, avea pe moară. Românești. Nu pun. Domnul Boboc nu vă pun vot, nu vă supărați. Nu să fii să-l duc, domnul Boboc. Domne, nu-l pun, e conflict de interese, punct. Nu vă convinge, ne clamați-vă la prefectură. Și dacă prefectura spune femeia e greșit, ok, sunt de acord. Doamne, și dacă se da, doamne, m-am ce lasă. Da, se lasă la ce se lasă. Da, se lasă la ce se lasă. Doamne, se lasă la ce se lasă. V-am ce lasă. V-am ce lasă. V-am ce lasă. Așa. Abțineri pentru... Votul împotrivă pentru domnul Boboc. Și tot așa. Ne abținim, domnule, ceilalți. Ce străiești? Da. Consiliul local este format din 30. Deci, ca să fim urmărim, poate acum să iasă vote. Dacă ăla nu are nevoie de vote, nu o să iasă niciodată. Deci, o să iasă, pentru că de-aia e Consiliul și de-aia trebuie să faceți dumneavoastră compromisuri. Deci, uite,
O să cer punct de vedere scris de la prefectură, sensul ăsta. Vă să fiu sigură. Și chiar este cu președinte. Cu ce cu președinte? Da, o să cer. Regula de bază a dialogului spune să lăsăm interlocutorul să spună ce are de spus, adică, cu alte cuvinte, vorbim pe lucrurile singură persoană, în limita bunului simț și a bunilor maniere. Sunt convins că ne vom înțelege foarte bine. Propun ca domnul invitat, aflat astăzi între noi, consultant pe problemele gazelor naturale, să nu stea după toate proiectele noastre și să discutăm la urmă, să ne spune ce a terminat de spus, apoi să trecem la ordinea de zi a ședinței de astăzi, da? Întrucât acest subiect face referire la subiectul aflat în procesul verbal al ședinței trecute și chiar trece ședințe trecute. Domnule inginer, avem da. Vă mulțumesc mult. Cer scuze că nu putem vorbi cum trebuie, dar facem ce putem. Putem să dați astăzi. Ce se întâmplă? Oportunitățile unor proiecte de infrastructură nu vin când vrem noi, că sunt oportune la momentul când sunt lansate. Că aici lumea îi prinsă pe picior greșit. Înțelegeți? Nu-i pregătită, că nu s-a știut că va fi un program național de introducere a gazelor. Ce vreau să răspund? Guvernul României, chiar dacă a fost sau este, deci actual sau celălalt, interesul lui a fost același lucru. Să prindem fonduri europene pentru a putea face acest mare, mare pas în față. Cu Uniunea Europeană a fost foarte greu de negociat, pentru că ei vor altceva. Ei întotdeauna vor prietenie cu mediul, de ce înseamnă alternative sau așa mai departe. Ei, sursele României, configurația geografică a țării, nu ne permite peste tot, chiar cum, ca în linie dreaptă. Se folosesc oportunitățile de care dispune țara, de așa mai departe. Bun. Ce înseamnă Programul Național de Infrastructură în Gaze? Fonduri europene negociate, din care 85% parte UE, 13% fonduri guvernamentale, iar 2% e vorba de cofinanțare. Partea de cofinanțare. Acum, haideți să vorbim un lucru. Necesitatea. O cunoaștem. În localitățile dumneavoastră, cine e rămas dumneavoastră? Tineretul, oamenii activi, toți se spor prin străinătate, oricine știe pe unde. Acasă cine e rămas? Copii, bătrâni, lemnele au ajuns un preț exorbitant. Credeți? Cunoaște. Deci, nu e oportun și nu e nevoie ca acest gaz să vi se aducă în comună pe 2% din valoarea investiției, care până la urma urmei va fi poate și mai puțin. Și vă spun de ce. Se ia în calcul. Deci nu e vorba de cei 25 de milioane de euro pe proiect. Până la... Deci pot să fie 3-4 comune legate de o altă într-un ADI sau așa mai departe. Ce înseamnă cei 25 de milioane de euro care sunt prevăzuți în NID? Îs cheltuieli eligibile. Ce înseamnă? Tot ceea ce ține de proiect care nu e parte de cofinanțarea dumneavoastră. Aia înseamnă eligibil. Dumneavoastră, chiar dacă plătiți studii topografice, care sunt
obligatorii, geotehnice, care sunt obligatorii ca să poți face proiectul respectiv. Studiul de fezabilitate, obținerea vizelor, acordurilor, așa mai departe, sunt cheltuieli eligibile. Deci alea se scad din grantul care îl primim dumneavoastră. Că veți plăti dumneavoastră execuția unui DALI sau al unui studiu de fezabilitate. E normal că cine vine acum și vă face prin altă documentație de să primiți 6-7 milioane de euro, cât va fi proiectul Terpomona, ăla, de bani, de specialist, corect, la a face un proiect și acolo lucrează 5-6 ingineri. Și așa mai departe. Deci asta e ca să o aveți în vedere. Deci se vin bani înapoi pe documentațiile care se fac. Nu cum spuneați dumneavoastră, afirmați aici că stau în dulap și așa, cum stau. Deci rolul unui studiu care e făcut, mai ales că oportunie și spune clar în mine, din septembrie s-ar putea să se oprească sesiunea de depunere. Vă spune dumneavoastră când îl faceți. Noi, ca specialiști, să putem face un proiect, ne trebuie cel puțin două luni de zile. În afară de studiile de teren, care nu sunt finalizate, sau în ce etape sunt, sau trebuie reluate și așa mai departe. Asta e. Da, domnul inginer, asta trebuia să vină mai demult. Și imediat, cu o luni de zile, scopul meu, domnul, eu v-am auzit. Cred că nu noi spunem când, ci alții vor. Știu, dar... Păi, pe dumneavoastră vă iau așa, cadrioară. Ce înseamnă aduce energie, domnul, comun? Înțelegeți ce înseamnă? E mai important decât drumul ăla, mai bine mai umbră încă o jumătate de an sau un an, prin noroi și vă spun de ce. Că și gazul nu se mai pune la suprafață, se bagă tot în pământ. Și ar mai sparge o dată ce a venit spart. M-ați înțeles? Dar noi nu suntem împotrivă de noi. Nu, Doamne ferește, eu, ascultați-mă, eu nu sunt părtinitor cu nimeni. Eu vă explic că e bine și e foarte oportun să profitați de treaba asta. Mai ales că sunteți în zona asta Moldovei, eu, să știți, din Transilvania, acolo e altă regulă. Acolo mai sunt și lemne, dar aici nu știu. Mai sunt și la lemne. Nu știu. Și vă spun ceva. Cu lemnul ești numai scump decât cu gazul. Să încălzești aceeași locuință. Credeți-mă. Și să vă spun de prețul. Venim vorba aici de branșare. Inclusiv branșarea, pentru până la contorul, e făcut pentru tot pe proiectul ăsta. Păi asta nu mai stau cu ceasă. Acum cer scuze, domnul primar, normal că de o să știe că e specialitatea. Corect? Atunci, da. O să fie mai mult. Ce va costa pe om? Probabil undeva în jur de 1000 de lei de la contor în casă. Aia ceva. Așa, ce prevedem noi, să vă spun acum, ca să cunoaștem niște lucruri. Ce prevedem la o familie? Deci, prevedem o centrală, da? Și un aragaz, pentru bucătărie. De acolo rezultă cantitatea de gaz care... Aveți. Pot să vă întreb ceva, aici nu este specialitate, că mai mult pentru mine decât pentru comunitate, dar trebuie așa pentru mine. Am văzut o declarație a domnului prim-ministru, care spunea că se vor acorda un miliard de euro pentru conectarea populației la rețeaua de gaze. Eu așa am interpretat, acum nu știu dacă așa este. Asta înseamnă că dacă conducta este în asta, se vor face proiecte pentru conectarea oamenilor în casă, se va da gazul în casă, asta era ideea? Cine se va da gazul la poartă. A, la poartă. Asta înseamnă. Am înțeles. Deci statul nu-și poate asuma cheltuieli pe un teren privat. Vedeți dumneavoastră, aveți un inventar la domeniul public. Evident. Care are două părți. Public și privat. Public și privat. Pe lângă asta și contabilitatea e reflectată. Ca valoare. Vedeți, ați avut niște drumuri neasfaltate. Ele au o valoare anume. Acum când le aveți asfaltate și ele vor fi reevaluate de valoarea, cum se spune, a averii comune dumneavoastră,
crește, an de an, pentru că se fac investiții diverse. Deci, din ce înțeleg eu, nu se pot face proiecte pe Uniunea Europeană, deci cu fonduri nerambursabile, pentru a veni în sprijinul populației, de a fi acordați de la contor, să zicem, în casă. Vă da? Spun ceva, nu. Nu se poate face lucrul acesta. De la Uniunea Europeană. Probabil, din alte programe guvernamentale, se mai poate pune în alte programe. Da, asta am înțeles. Nu o spun eu, nu o garantăm, pentru că nu avem. Am înțeles. Da, am vrut. Deci acel miliard de euro nu înseamnă chestia asta, cele cum mă refer. Nu, înseamnă a aduce infrastructură la dumneavoastră. Mai îs generatoare, să vă spun, proiectele astea nu scala apă canalul. Îs generatoare de profit. Noi, în cadrul proiectului, trebuie să facem și o analiză cost-beneficiu. Ce înseamnă asta, domnul? Dumneavoastră, ca entitate, puneți în operă un sistem de distribuție care va fi scos la licitație de concesionar, așa îi spune, și va participa niște operatori regionali care operează. Nu știu, pe aici, pe noastră, cred că de la Gazgrid, de la Mureș, depinde. Acum ați vreo 80. Știți că se liberează prețul la gaze acum, da. Recent, cât da. De curând. Ce înseamnă asta? Deci au intrat pe piață, în afară de mari distribuitori, mai mulți, domnule. Asta e competiție. Înseamnă că prețul se menține la un preț rezonabil, scară. Bun. Ce înseamnă asta pentru entitatea dumneavoastră? Ați făcut investițiile pe bani altora, da? Voi 2%. Și se face un contract de concesiune care va aduce o redevență dumneavoastră anuală. Deci, un câștig. Nu-i ca la apă canal, că îl dai unui operator regional, ai investit și din contră te tunde pe toată lumea. Nu e. Deci asta e diferența. Eu vă spun, oportunitățile nu vin oricând. Programul va fi până în septembrie. Dacă vreți să vă aduceți investitorii în comună, pe eu, dacă aș veni la parada dumneavoastră, și fac o hală de 800 de metri pătrați sau de 1500. Și întreb, domnul meu, eu vin, o fac, dar cu ce o încălzesc tu? Credeți că eu nebun să mă duc pe lemne, prin pădure, să fac așa ceva? Mai mult studiu de proiect de autostradă Bacău-Brașov este prin comuna noastră. S-a dat pe nicio problemă. E mult mai avantajos. Adică mare investitor aici, eu vă cu bază logistică. Eu vă spun, credeți, cei care au ce trebuie, au oportunități de vin oameni și ce înseamnă impozite, taxe plătite local, venit la bugetul dumneavoastră. Asta e. Pe lângă asta, eliminați furturile din păduri. Ia gândiți-vă dumneavoastră. Că eu nu zic. Nu mai e cerere, nu mai e ofertă. Corect? Ați văzut? Deci nu e o problemă rezolvată. Dar ce s-a cu pădurarea? Pădurarul să stai frumos să vadă de pădure. Așa cum ar trebui să facă. Să o îngrijească, să crească la loc. Domnul Bucă, dacă auzi ce se întrebat. Deci noi aprobăm un studiu de fezabilitate. Va fi de curs la anul, Ministerul de Dezvoltare sau un an. Bănesc, nu o să fie numai meu. Toate copiile să nu se vreau, dar... Meu. Acum spunea doamna. Asta vreți să știți, ce șanse aveți? Aveți mari șanse aveți. Dar nu la anul ce vine. Ce anul ăsta? Ce asta vă spune? Sunt șanse, dar nu sunt primul. Sunt șanse și special în zonele sărace sau în zonele... În ghidul specific, că sunt niște departări. Vor fi niște departări, pentru că da. Primul pe primul serviciu sau asta, pentru că care sunt criterii de aprobare. Și eu vă spun că aveți șanse. Bun. Domnul Bardarian, ați cerut... Da, este problema cu timp. Adică nu înțeleg aici, domnule, de ce ar fi o problemă ca de ce au venit acum 3 luni și au venit acum. Deci un proiect, cum a zis și domnul inginer, ar trebui să ajungă când ajunge, atunci trebuie să profităm toată lumea. Că, până la urmă, nu vorbim, cum a spus domnul consilier, că soacra se îngrozește cu lemne. Aici vorbim de o întreagă comună și cam... Nu, domnule, am venit prea de dată și nu știam despre ce este vorba. Ați spus, trebuie conturile la gazul, vă dați acum, faci un
E corect să aveți și opinii diferite. Deci e corect să aveți opinii diferite pentru că sunteți în temă. Unii mai mult, alții mai puțin. Domnul inginer, am plătit 10.000 de lei pentru butelii, da, ca să pot să am niște utilități. Domnul meu, vedeți câte eforturi să fac și ce riscuri sunt? Bun, dar domnul consilier consideră că stați că domnul nu știu care vrea și... Bă, dar nu suntem în votul ăsta, înțelegeți? Așa, asta sunt și eu. Asta sunt și eu. O să fie toată lumea din rădoare. Și ar fi foarte important ca toată lumea să considere că nu e vorba numai de mix. Asta nu era de vreau să vă mai informez ceva. Cu asta vreau să închei. În zona Bacăului a dumneavoastră, zeci de OAT-uri își fac documentele în dragi. Ca să știți. Dacă vreți să știe ce cetățeni, să le reamintim că noi acum un an și jumătate am votat cu pentru toți, toată lumea, toți consilierii, să fim parte dintr-o asociație intercomunitară formată de 10 comune. Când îi primiți toată comunitatea asta. Acum eu vă spun și în ghidii scris întreaga asta. Vedeți? Dar eu vă spun ceva. Cetățenii ar trebui să știe de asta. N-am votat toți cu pentru. Domnilor, fiind purtătoare, generatoare de profit, aveți o problemă. Ați înțeles-o? Și încă un lucru, că am răspuns și domnul Sefardalian și domnul... Dacă nu era, dacă domnul primar aici de față... O secundă, dacă dacă noi suntem parte în această asociație, acum se întoarce împotriva noastră, pentru că poate fi... Nu se întoarce, doamnă, dar în momentul în care în casă ai 7 stăpâni, toți vorbesc... magistrala, nu știu care, la, și se dă coordonat. Eu vreau să spun, dacă mai spun ceva, poate să treacă conducte pe aici, pe la noastră, prin fața casei. Și nu are debitul necesar să vă aprovizionează și pe dumneavoastră. Mai ales iar. Ați înțeles? Da. Sunt niște chestii tehnice. Da, absolut. Nu, eu vreau să dacă am să spun exact. Unde, la ce distanță dă și coordonate, X, Y. Deci, domnul inginer, vă mulțumim pentru prezență. Chiar mi era dor de un accent așa ardelenesc și așa. Domnul inginer, domnul Bucă a întrebat ceva de elegibilitate. Dar eu mă chin infinit să ajung unde, care sunt criteriile de departajare. De departajare nu sunt criterii, cum erau alea mai demult, cu punctaje, cu nu știu ce. Deci, e luată egal orice entitate. Spune undeva în ghid, 20 de puncte, 20 de puncte, 40 de puncte, deci toată... Nu, cine a trebuit să facă de puncte? Noi, la momentul întocmirii proiectului dumneavoastră, vă facem toate demersurile ca să vezi puntajul. Ca să vezi puntajul. Dacă spune acolo că din punct de vedere tehnic se poate depunta sau nu documentați. Nu vă faceți probleme. Domnul președinte, am și eu ceva de trebuie să spun. Domnul primar, de ce nu vine la ședința de urgență care a fost cu domnul inginer, că mi-e explicit toată problema asta. Am vrut să-ți răspund domnului Pardalian și domnul... Și din cauza asta, domnul inginer trebuia să fie atunci. Nu ține scoate de noi țapii spășători, că nu vrem să băgăm... Să vă mai certați un pic și să vă puneți că nu lăsați campanie. Da, 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 da. Uniți-vă cu toți și haideți să faceți ceva mai bine. Domnul, ce nu-ți vreau? 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 Domnul,
ședința anterioară, o treabă să zice ce s-a făcut în care nu e. Băi, nu este. Da? Era medicul care zicea că nu ați luat ședința trecută, dar nu s-a zis că nu e s-a dat. Dar o să rămâne și aici curiții în vasă, că nu e s-a făcut în vasă. Cam așa trebuie. Că așa am zis, nu era normal să consulta. Așa se trebuie, dar nu ați luat dat înainte să-l consulta. S-a pus calul înaintea boilerului. Aici, domnul primar, nu trebuie să ne cunoască, trebuia să ne spună și noi, să ne cheme și mai cunoască domnul primar. Și ne comandă la eficiență. Domnul Bartanean, că aici nu încercăm, să ne spate. Păi tot mai vrea să ne spate. Un moment, așa e un moment de fair play, de bucurie toată lumea. Domnul Bartanean, să dăm la play, ca să fie toată lumea fericită. Nu e normal. Așa mi-a mai chiar și partidul X, Y și așa mai departe. Nu se ceartă. Nu, zic că sunt foarte agriste. Da. Deci s-a înțeles, domnul primar aici de față trebuie să, pe viitor să învețe, vinde un proiect așa de important cum este, dar trebuia cumva consulta și cu consiliul local. Nu, dar pe care suntem plătiți ca să ne dezbatem, uite, pentru că nu am ce să am de viața domnul primar, așa? Pentru că nu vreau să am de viața domnul primar. Nu se înțelege, dar... Domn președinte, dacă putem face dialog, dacă nu, nu are sens. Aici facem... Domnul primar, domnul primar, care pe alocul, domnul primar? Nu poate ce ați întrebat, dar pe rând. Pe rând, nu-i chiar. Pe rând, pe rând. Dar m-am întrebat, domnul primar. Pe rând. Hai că nu, nu pot să spun, nu fac dialog și eu. Nu se ceartă nimeni. Nu, 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 acum s-a spus. Suntem diferiți, dar toți sunt de înțeles, între colegii mei și toți. Ideea de final, domnul inginer, este că noi avem șanse de a aplica la acest asta proiect. Asta am vrut să aflăm. Avem șanse de a fi eligibili pentru a așa. Asta e. Și era fi domnul inginer, să vorbim de mai vrei cu ama, facem de mersuri, dar repede. Am înțeles. Ok. Mulțumim frumos, domnul. Vă mulțumim. Cu respect. Ne vă bine sănătate. Vreau să vă spun că cam ce v-a spus domnul inginer, cam același lucru că v-am spus și eu. Poate mai puțin din punct de vedere tehnic încurajamentul până la contor. Da? Deci domnul inginer nu vine cu lucruri noi. O vine cu lucruri de închid. Așa că n-am ce să vă spun de toată dată. Da? Atunci am avut o urgență, discutăm problema în cazul de vreo 2 ani din Consiliul Local, cu înscrierea noastră în acela de ei pentru garde. Deci nu a fost nimic care să nu fie clar la mine. Deci ați vrut să votați împotriva modelului. Din păcate n-ați votat împotriva modelului, ați votat împotriva modelului. Ați votat împotriva modelului. Ați votat împotriva modelului. Ați votat împotriva modelului. Ați votat populația. Noi am avut discuția așa în vârful, da? Ați votat populația de anul trecut. Acum nu credeți asta. Ați considerat acum că era început la planul ăsta. Ați văzut că era nicio cafarie. Era poporul ghibit. Am spus și mă repet, ghidul nu cere așa ceva. Ghidul spune, propune... Până la 1000 de raport. Deci am propune 1000 de raport. Deci am înțeles de la domnul inginer, este urgent. Și acum mă gândesc că dacă proiectul ăsta va trebui forțat un pic ca să ajungă la acolo. Dacă e urgent, înseamnă că nu trebuie întocmit așa cum trebuie cu respectarea tuturor pașilor. Absolut, dar asta ce s-a zis toată lumea să înțelege. Adică să știți ce exact vreți oamenii. Nu știu nimic de ce. Asta au fi domnul primar. Ce? Ei discutăm cu un arbitru, dar am discutat așa nu trebuie. Da. Deci acum abia au avut. Noi atunci am discutat, și merge să consultăm populația, după care mi-a zis că spuneai și noi tare, că tot domnul Nicu te-ai găsit așa din casă, casă, care ar fi, care... Da, și eu m-am consultat cu ei, am discutat cu tine. Și nu te-ai rog, dar nu m-aș rădut. Trebuia mobilizat și te poți invoca, sunt cu tine.
zic. Dar nu spune trebuie să ai un lucru, că poate cât îl spune. Că trebuie. Pune propui. Ca să fii, ca să fii rentat. Dar nu contează rentabilitatea. Ce s-a întâmplat la Milano? Că acest serviciu de gaz, după ce va fi gata, nu va avea nu știu cum este rentabilitate. Haideți să ne gândim la viitorul nostru, nu dacă greșii de la care livrează gazul cu fagman sau nu. Nu ar fi important pentru tot viitorul comun? Sistemul de alimentare cu gaz va fi concesionat. Unii vedeți rentabilitate. Ce rentabilitate? Cu siguranță. Eu am vrut să mă dirigez, că am vrut să nu le mai departe cu proiectul, dar după telefoane primite și să mergem mai departe, mergem mai departe. Nu suntem, nu suntem, că să iau un pic. Am vrut să nu fac un pic, am trebuit să facem un drăd și tot să facem. Din ce am înțeles să știți, l-am urmărit foarte puțin. Am văzut că dumneavoastră amestecați unele lucruri, adică nu ce ține din primărie și din bugetul local, să înțeleg așa. Adică că e nevoie de un acoperiș la bibliotecă sau nu știu pe unde mai e nevoie. Deci, mă, domnule, am votat în bugetul. Am înțeles. Dar să de altceva. Deci este un proiect european, adică toată lumea ar trebui să voteze pentru. Ce bineînțeles, ar trebui să avem. Să voteze pentru, să se gândească, adică e așa o hotărâre. În ședințele astea dumneavoastră să vă certați cât mai mult noi probleme. Și la un final să luați o decizie corectă, cum am trebuit cu toată lumea. Să ne-am dat prin jurul ecoană. Domnule Pari, da, domnule președinte, după intervenția care ați făcut-o dumneavoastră, ca să se întrebăm soțiile și copiii. Da, se văd și copiii. Întrebați la biserică, de ce nu vin la biserică? Iar de ce? Din că au căldură de aia. Dau că din că au căldură de aia. Dau că din că au căldură de aia. De aia, sunteți consilier acolo și nu că au apărat interesele în oriașul. Domnule participant la ședință, domnul Pardalea, înseamnă că trebuie să veniți ori mai des ca să înțelegeți mai bine cum funcționează repartiția banilor în an de zile cu bugetul anual. Colegii mei au spus, păi n-am terminat nimic din ce am început și apoi veniți cu un alt proiect. Supărarea noastră a fost că nici n-am știut de el, e un proiect foarte important. Și noi i-am dat importanța cuvenită și anii în urmă. Asta nu înseamnă că ne împotrivim. Din păcate, domnule primar, așa a înțeles lumea. Și dumneavoastră spuneți că n-ați vrut să strâniți așa o ceartă și o banală dintre noi. Dar asta a răspundat, că noi nu vrem. Nu, noi vrem. Domnule, banii aceia care s-au dat pentru una, pentru alta, vedeți începând de la cearta, dacă dumneavoastră așa a spus că părea că ne-am certat, chiar s-a început demolarea grajului, deci din tot rău a ieșit ceva bine. Asta e bună, e bună de spate. E bună, sigur. Așa. Domnule, dacă dai miliarde pe mașini de utilaje și le ții în ploaie și am să aduci toată, Și ce este rău cu dat? Cu domnul primar și așa mai departe, să vezi nici la șansă, dacă am votat un centru, un proiect mai mic sau așa, nu pot să vin eu aici să dau explicații cum și ce este. Toate sunt bune, dar nu... Toate sunt bune, dar hai să luăm și valea mari care sunt foarte importante, nu vedeți pentru toată lumea, și să le votați cu primare, să fiți foarte atenți cu pentru ele. Așa că mergeți în comunitatea dreaba și să rugați să nu mai vedeți cu mesaj gen hoților, bani, nu, nu mai vine. Gândiți-vă la un singur lucru. Că noi nu suntem aici să facem pe nimeni vot și nu știu, nu facem lucrurile de acasă și nici nu chiar dacă suntem la doare, să și așa mai departe. Vorbim de viitor, copiii noștri vreau să oferim altceva, de asta funcționește răsuri, de asta așteptăm, noi suntem ultimii care tot așteptăm marile proiecte să vină acolo. Cu ajutorul primării și așa mai departe și celor care sunt aici iluminați, așa le-am spus în ghilimele, sper să se continue celelalte proiecte și pentru după aia, dar în același timp, dacă tot proiectul ăsta și domnul inginerul nici la o explicat și cred că e clar pentru toată lumea, eu aștept doar un singur lucru, să văd cum se votează după acum și să sper să fie și nu v-am mai văzut până acum niciodată și vă așteptăm să veniți cu orice preparat, să fiți prezenți. În viața comunității trebuie cu toții să fim activi.
spun un lucru. Dorința tuturor este să se facă acasă. Este o întrebare foarte bună, dar vă dau și răspunsul. Deci vorbim, vedeți și toată lumea spune investiții. Bun, vă întreb o dată. Nu aș mai vrea să stau, am 25 de ani să spun în afară. Aș fi vrut să vin aici. Vreau, poate vin cu un vorbit, se investesc în ce? Vorbim cu exact cum a spus domnul inginer. Că deci faci o hală, dar un pui acolo, cu ce încălzesc. Deci ăsta e un proiect care putea avea, uitați, proiectele astea care sunt foarte fel proiect pentru oameni deci, care... Deci cel mai pesat... Nu e vorba de politică... Proiecte viitor de dezvoltare, de educație, nu mai ședință. Educație și școala de rădoaia, o știți cu... Vă întrebăm ceva, până la educația. Până să vă gândiți la educație, întrebați-vă că se merg la școală. Deci trebuie cu stație la școală. Da, dacă v-ați slămurit oarecum și ne-am lămurit cu toții, haide să trecem la ordine de zi, că timpul scoate, deja de 2015. N-am convocat o ordine de zi. Okay. Da, am înțeles că domnul primar vrea să mai duc în ordine de zi. Da. Domnul primar, întrebarea mea este, puneți acum pe ordinea de zi din nou proiectul ăsta cu rectificarea de buget? Păi să citească domnul președinte ordinea de zi. Păi nu, nu am luat. Deci, sunt ordinea de suplimentare a ordinii de zi și atunci trebuie să știm cu trei proiecte sau cu două proiecte. Eu vreau suplimentarea, propun suplimentarea cu trei proiecte de zi pe ordinea de zi și anume. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractelor de voluntariat ce vor avea ca obiect furnizare de servicii sociale din cadrul compartimentului asistență socială. 2. Proiect de hotărâre privind exploatarea pășunilor aflate în proprietatea privată a Comunei Parava. Și 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Parava cu privire la discuția anterioară. Deci, proiectul de când a fost. Da. Haideți să începem. În urma obținerii a 401 semnături. Până acum. Deci vreau să vă spun... Sunt mai multe. Da, multe sunt proiecte de mine. Deci foarte multe sunt făcute de mine. Vreau să vă spun că pe unii am fost, n-am politizat acest lucru. Da? Păi ce v-aș spune că am avut o întâlnire de mică cu ei, dar am întrebat. Dumnezeu, dar oameni dumneavoastră. Dar n-am trimis. Din politic, m-am ocupat sigur. Nu strâns nici domnul Miciu, se vântu nici domnul Vogu, nici domnul Soare. Ba da, dar a doua era lăsat pe Viorel. O strâns, nu știu câte ai Viorel, 20 și ceva, 30. Domnul Primarul din sat au fost în felul următor. Cine este pentru gaz și cine este împotrivit? Trebuia să fără întrebarea altcumva. Trebuia să spun așa, sunteți de acord ca să vă băgați gaz? Vreți să vă băgați gaz? Asta s-a și dorit, asta s-a și chemat. La ședința a spus clar, să nu se înțeleagă că noi suntem împotriva dezvoltării. A spus clar. Deci, ridicat. Ce mai? Am tot dat la urmă. Da. V-a spus, era benefică prezența domnului inginer la ședința trecută și treaba trecea fără probleme. Inginer vine la Cluj, v-a spus, da? Nu contează. Nu contează. Domnul inginer nu este plătit, domnul inginer nu este contractat. Putea să nu chem asta de ziua și să postați exact în ziua aceea, când ne întâlneam la ședința aceea de dată, cu toate lucrurile, știu unde eram știut atunci, și apoi... Păi ce știi? Ce am știut atunci? Ce am știut? Asta era mai de la televizorul la cele trei date, domnul primar. Ședințele ordinare se televizau. Mi-a spus să-mi fac și... Da? Am auzit? Să vă zic, da? Da, 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 haideți să trecem la ordinea de zi, că eu cred că am făcut destul. Și mai discutăm. Deci primul proiect aflat pe ordinea de zi... A, întâi să votăm cu suplimentarea sau... Sunteți de acord cu cei trei sau cu două? Doamna consilier, vă dați și votați suplimentarea, îmi votați întreaga ordine de zi, da? Da, da, da. Așa. 4, 4, 4, 5, 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
Deja avem un proiect la memorizat, alegerea președintelui de ședință. Trecem la proiectul numărul 2, finanțarea serviciilor sociale. Poți să-l pui și să apucați ca să da, nu, 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 să nu, 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 și să-l votăm, poți să treci la votare. Primul proiect de votare. Al doilea va fi de fapt ultimul, da? Proiectul cu rectificarea bugetară. Da, așa, așa se numea. Deci cine este pentru rectificare bugetară? Deci, nu am de unde să-l citesc. Nu am de unde să-l citesc. Deci cine este pentru? Lăsați-mi eu trebuie să-l citesc. Am primit două ședințe de el și nu știu, nu l-am în față să-l citesc. Deci cine este pentru? Lăsați-mi tu. Ar vedeți că aveți una anumitate? Nu mai spuneți. Deci una anumitate? Una anumitate? Una anumitate? Dar dumneavoastră așa să înțelegeți o ședința trecută. Noi am votat așa. Pentru că am zis nu acum, n-am spus așa? Eu mai dacă spun ultimul de votul, n-am zis nu acum. Deja am trebuit votul, asta nu mai. Așa cum ține tot toate, nu am niciun parte politică, dar... Așa, domnul Bărnar. Deci v-am plăcut, da? Vreau să-i mă bucure mult, ați zis că nu seamă. Și noi ne bucurăm, vă bucurăm. Proiectul numărul 2. Finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2020. Domnule primar, aveți cuvânt. Domnul președinte, mulțumesc frumos. Înainte de ședință, am fost și am depus o coroană de flori unui om care a plecat astăzi dintre noi, un veteran de război, Neașa Nică Petrea, care îl știm cu toții, pentru care vă rog să ținem un moment de reculegere. Da, vă mulțumesc jos. După păcate, mai avem doi. Se fie țărână, nu știu, nu știu, nu știu. 99 de ani. 99 de ani făcea în septembrie. Mai se ne-a venit câte la rupă. Era cu care are scurgări. Se ne-a drăgăit. Deci să înțelegem că la proiectul numărul 2, fiecare știe despre ce e vorba. O secundă. Okay. Un moment de reculegere pentru federatul. Iar ce e federatul? De la referent 3 trece la principal 1
și doamna Manea Maria de la referent 3 trece la principal 1. Mai e și doamna Locaul Iuliana. Așa, și doamna Locaul. De la principal la superior. Deci la numărul 3, domnul Pișcu, da? Trebuie la cuvânt? Nu, nu, trebuie la votare, că da. Ok. Așa e. N-are nimeni nimic de zis? Da, pe mic eu fac la atenție așa cum e. În următoarea ședință, probabil, vom intra din nou cu modificarea organigramă de data aceasta, acum a fost doar stat de funcții, dar în următoarea ședință vom intra cu modificare organigramă și stat de funcții, pentru că, în conformitate cu prevederile legale, avem obligația de a licenția serviciul, compartimentul de asistență socială. Pentru a licenția, deci sunt condiții sine qua non, nu putem trece peste ele, trebuie să angajăm, cel puțin teoretic, să angajăm persoane și anume obligatoriu un asistent social, asistent medical comunitar. Astăzi aveți pe ordinea de zi aprobarea proiectului privind crearea unui centru integrat, da, de servicii comunitare, va fi în Drăgușani la școala numărul 3, dacă am înțeles eu, așa, dar va deservi întreaga comunitate și cred că Rădoara va fi foarte mult implicată în, în acest proiect. Pentru acest proiect trebuie să angajăm asistent social, șef de centru, mediator școlar, asistent medical comunitar, o persoană care va efectua îngrijiri la domiciliu pentru persoanele în vârstă și un îngrijitor centru. Aceste persoane, deci, ele vor apărea în mod sigur pe organigramă, dar nu știu în ce măsură le vom angaja, pentru că am decis împreună cu domnul primar și cu doamna Lili, pentru că ea se ocupă cu departamentul de asistență socială și am implicat-o cât am putut eu de mult în acest proiect, să facem aceste servicii cu personalul care deja este funcțional în primărie, cu excepția asistentului social, care vrem, nu vrem, trebuie să-l angajăm. Problema este că nu găsim asistent social. Le-am scos de două ori la concurs postul și nu s-a prezentat nimeni. Și dacă nu avem asistent social, adică o persoană cu fata la mână cu asistent social, nu ne putem licenția, asta înseamnă amenzi foarte mari pe primărie date și nu e ok din punctul meu de vedere. Pentru că în acest moment am obținut acreditarea, și un mare pas din punctul meu de vedere, faptul că s-a obținut acreditarea compartimentului de asistență socială, dar acesta este doar un pas pentru a obține licențierea. Nu ești licențiat, nu poți beneficia să faci parte din niciun proiect, nici european, nici într-un fel, pe de-o parte, pe de-altă parte încalci legea pentru că oferi servicii fără licență, ceea ce este foarte grav. Deci asta vroiam să vă aduc la cunoștință, că se va, în următoarea ședință, vom aduce spre, vă supune atenției dumneavoastră, pe spatele dumneavoastră, un proiect de hotărâre prin care se va înființa acest serviciu comunitar. Nu știu exact cum îl vom numi, dar asta era ideea, că vom înființa acest serviciu comunitar, pe de-o parte, cu regulament propriu, cu organigramă proprie, cu stat de funcții proprii, așa, și vom încerca să trimitem toată documentația necesară pentru a fi licențiați. Dar, adică noi, din ce m-am uitat eu pe condițiile de licențiere, îndeplinim toate condițiile cu excepția faptului că nu avem personal specializat. Absolut toate persoanele care vor fi angajate trebuie să aibă diplomă de studii în specialitatea serviciilor pe care urmează să le presteze. Nu are diplomă, nu poate participa la concursul de reclutare.
centrul, deci am stat eu de vorbă cu doamna inginer proiectant, va fi funcțional din 2022. M-am ocupat, pentru că virtutea meseriei asta e, ca acest centru, într-adevăr, să aducă un beneficiu comunității. Și cred că ați văzut, nu cred că trebuie să mai demonstrăm nimănui, cât de important a fost asistentul medical comunitar acum cu pandemia aceasta. Adică a mers în teren, a făcut, chiar s-a văzut că a muncit și a păstrat o relație bună de colaborare, zic eu, cu DSP-ul. Pentru fiecare post, dacă vreți, vă dau atunci toate explicațiile, dacă vreți, vi le dau acum, cum doriți domnilor voastre. Pentru fiecare post pe care l-am prevăzut, mi-am dorit să ai o comunitate de câștigare. Sunt obligată, repet, să am șef de centru, pentru că acea persoană coordonează activitatea și funcțional a centrului, dar mai ales metodologic. În momentul în care vine ajupisul și face controle, pentru că face și chestiile astea, cei de la ajupis, îl va întreba pe șeful de centru de manual de proceduri, de rapoarte de activitate, exact, dumneavoastră care lucrați în sistem, știți la ce mă refer, adică controlele chiar sunt draconice, din punctul meu de vedere. Evident. Am prevăzut și un mediator școlar care va ține sub control, zic eu, chestia cu Rădoaia, pentru că dumneavoastră spuneți cât de importantă este educația. Deci, prioritară, viitorul... Eu știu lucrurile acestea. Așa. Și am prevăzut, am ținut foarte mult la lucrul acesta și o să mă explic și de ce. Dar având în vedere faptul că populația pe raza comunei este îmbătrânită. Multe persoane singure care pe măsură ce trece timpul nu prea mai pot să se autodeservească. Am considerat că este oportun măcar înființarea unui singur post deocamdată. Eu sper că în viitor, dacă mai prindem ceva proiecte, dacă nu știu să mai înființăm un post de îngrijitor personal profesionist. Exact. Eu am ținut foarte mult la lucrul acesta, sincer, zic că inițial nu era prevăzut și am spus, avem nevoie de așa ceva, măcar un post, măcar, deși cred că era mai bine două, dar ai măcar un post. Știți ce nu înțeleg eu și vă rog să luați în considerare ca o propunere, dacă poate fi valabilă. Postul acesta vacant, pe care spuneți că nu puteam să-l ocupăm, că nu s-a găsit cine să-l ocupe deocamdată. De ce trebuie să fii musai asistent social specializat pentru domeniul specializarea asta, când eu care lucrez în domeniul asistenței sociale, da? Da. Există o echipă multidisciplinară, de fapt, de mai multe, de psihologi. Vorba de managementul de casă. Așa. Da? Și eu cred că și comuna ar putea să fie, nu știu, un fizioterapeut, așa pe postul la vacant, care sunt atâtea cazuri, sau un psiholog să... Ar trebui să fie 3 în urmă. Nu, știu ce spuneți dumneavoastră, ceea ce spuneți dumneavoastră este exact, așa am avea nevoie și de psiholog, am avea nevoie de echipa aceea multidisciplinară, deci am avea nevoie de foarte multe competențe, din punctul meu de vedere. Dacă asistent social există, super calificat. Păi nu avem, am stăt în urmă. Doamna Chifani, da? Doamna Chifani este asistent social? Dacă doamna Chifani era asistent social, exact. Eu așa am spus, dar nu la Haideți să vă completez aici. Da, deci noi, în organigram, avem două posturi de asistență socială. Doamna Chifani lucrează de asistență socială de la Apariția Asistenței Sociale în comun. Da? La timpul ăla, asistenții sociale, pentru ocuparea posturilor, nu li se cerea studii de specialitate. Da, studii de specialitate. Cerința de specialitate, spus domnul. Așa, da?
că noi cerem studii superioare pentru că salariatul nostru care a plecat pe asistență socială a avut studii superioare, asta e condiția postului. Da. Dar vorbim de studii strict de specialitate. Apariția acestei cerințe a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu asistent social cu studii de specialitate este mai nouă, adică este de vreun an, doi. Ne obligă la organizarea concursului, când anunțăm, dosarele să fie clar cu studii de specialitate. La acest centru, o să dau citire proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorului termenilor economici, să spunem noi că spre, dacă dăm astăzi hotărârea, sper la sfârșitul lunii să fie depusă spre finanțare la Agenția Nord-Est. Nu se pune problema eligibilității. Da, suntem 5 comuni din județul Bacău, vom fi eligibili. Dacă vom avea un punctaj mai mare, evaluarea va fi mai rapidă. Deci mai rapid s-ar putea semna contractul de finanțare, poate chiar în mandatul ăsta. Să se semneze contractul de finanțare. Vorbând partea de proiecting și apoi proceduri de achiziții pentru construcții. Lucrul ăsta e de durat. Dă, Doamne, la anul, pe timpul ăsta, să ne trezim cu centrul gata și să fie funcțional. Vis-a-vis de ce spunea doamna secretar, că până în 2021 ne putem folosi în centru de acești salariați, gen doamna asistentă medicală comunitară, care este plătită de Ministerul Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică, mai nou a intrat și inspectoratul școlar în Gorj, chiar dacă mai târziu și-au dat drumul la acele cursuri pentru mediatorii școlari. Astăzi, până în 2021, ne vom folosi în centru de angajații plătiți de Ministerul Învățământului și de Ministerul Sănătății. Din 2022 încolo, ne gândim la organigrama pe care o discută doamna secretară acum și noi vrem în ședința următoare, poate, nu știu, ne favorizează la obținerea finanțării acestui centru mai repede decât trebuie, adică să încercăm să prindem un punctaj maxim. Dar din 2022 vom asigura noi salarizarea. Da. Eu am datoria până la sută mandatul de sacă de demestră către instituția prefectului, către Agenția Națională Publici cu propunerea acestor posturi în organigramă, ca ulterior să poată asigura bugetul pentru salarizarea acestor oameni. Până în 2022 vom mai crește și noi, domnul Bucă. Poate să mai recuperează și acele datorii și bani care trebuie să fie și colectare mai bună. Funcționarea mai bună a serviciilor, astfel încât oamenii de drag să vină să-și aducă plata celor servicii. Când vezi că vine și îți deservești atâtea lucruri, trebuie să vii cu drag să plătești. Da? Așa dacă doar le avem pe caiet că vine, nu știu, mașina din bună nu vine, dar tu trebuie să plătești gunoi. Nu știu ce mai vine, dar tu nu ai. Apă curentă nu ai. Domnul Acel, nu vine mașina de gunoi și... Domnul mașina de gunoi funcționează, vă aveți numeroarele la distanță corespunzătoare, puteți să duceți gunoiul. Banul-i creangă tăiată, banul-i drumul făcut. Ești drumul făcut, e funcțional. Vreți după ședințe să mergem punctual sau discutăm doar la ședințe Domnul Acel? Nu, la Teiuș aveți un asfalt frumos, aveți tot ce vă trebuie. În Mărar? Nu, domnule, mașina de gunoi în Mărar intră pe timp de vară, da? Asta nu este bine să vă ascultă noi la pătăr și n-ați nici măcar să ați zis acum, dacă stau dat și așa e funcționarea mai grea cu romp restul să primim tomberoane, vreți tomberoane. Aveți cu bela aproape, domn Marcel? Domn Marcel, aveți cu bela aproape de gunoi de tonă? Nu, bro. La câți metri sunt? E foarte la peste de acolo de 2 ani. Câți metri sunt, domn Marcel? Câți metri sunt acolo, până acolo? Câți metri sunt până acolo? De la dumneavoastră acasă. La, vreți să spuneți că eu stau foarte la peste de acolo. Nu, domnule, de la dumneavoastră până la bela. Câți metri sunt? Sunt pe jumătate de chiar. Atât duc și eu la bloc unde locuiesc. Dar mă interesează, eu am drum bun. Dar așa e sistemul. Așa e sistemul. Sistemul nu. Sistemul e prost pentru... Vorbim la prost. Vă faceți campanie, domn Marcel, da? Știm cu candidat, dar vă faceți campanie. Asta face o treabă. Cine păi treaba este, domn Marcel, ați venit vreo vineri să vedeți că mașina de gunoi funcționează? Păi nu, dar dacă tot vorbiți din statul... Să transmiteți informații... Dar nu, domnul Marcel, dar asta faceți. Mașina de gunoi vine în localitate. Ați văzut? Dar nu vine. Și eu stau în Mărar. Clar, bun. Vitanja când vine, doamne? Aia... Vitanja când vine? Ori de câte ori te umplă bazinul.
de colectat. Și când? Hai să mergem la bazinul de colectat. Și mergem acolo de normal. Pe iarba până la grum. Nu a fost niciodată acolo. Deci mașina de zuriaș. Lacă-te-le ruginite. Am fost acolo și m-am uitat. Am unia. Lacă-te-le ruginite. Eu am crime. Totul se duce în părău. Dar nu-i zic că se va filmare acolo. Arată-ți mie urma de la pitaș. Dacă e vorba așa. Au promovat, au promovat, au promovat, au promovat, au promovat, au promovat, la proiectul numărul 3. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul numărul 4, aprobarea proiectului de abilitare, modernizare și extindere mansardare, centrul integrat comunitar în Comuna Parava, județul Bacău, ceea ce am discutat și până acum parte din discuția a fost și despre acest centru integrat. Dacă mai aveți ceva de adăugat, dacă știți despre ce-i vorba, trecem la vot. Da, da. Cine este pentru? Unanimitate. Unanimitate, da. Asta înseamnă că toți s-au venit cu lecția învățată și unanimitate și la proiectul lor parte. Dar dacă am făcut și o lecție și am trimis la primul documentație. Da, da, noi am mai și discutat și am și telefonic și noi ținem legătura, că avem atâtea mijloace din comunicare. Chiar sunt bucuroasă că avem grupul acela unde vă pot trimite toți și... Nu, dar oricum vă trimiteam prin SMS înainte. Dar grupul consilierii pe WhatsApp și avem. Și apreciez că marea majoritate dintre dumneavoastră v-ați făcut adrese de e-mail. Rog cei trei consilieri care nu și-au făcut să facă totuși o adresă de e-mail, dacă nu vă fac eu adresă de e-mail, da, exact, astfel încât să vă pot pune la dispoziție tuturor domniilor voastre documentația necesară, pentru că uitați ce frumos merge, în momentul în care dumneavoastră știți despre ce este vorba, ați citit în prealabil, m-ați sunat, m-ați întrebat, cum să facem, cum credeți că e bine sau lucrurile astea, așa, automat merge mult mai bine asta și ne putem concentra pe lucruri, zic eu, importante pentru comună, astfel încât să fie votate. Vă mulțumesc. Mă scuze asta. Ok, înainte de proiectul 6, care era pe exploatarea pășunilor, era proiectul numărul 5, nu știu pentru ce... Privind aprobarea contractelor de voluntariat, ce vor avea ca obiect furnizare de servicii sociale pentru compartimentul de asistență socială. Aici am promis eu, domnului Bucă, am promis pentru că nu înțelegea de ce am pus pe ordinea de zi un asemenea proiect și am promis că o să dau explicații. Hai să vă spun, una din condițiile de eligibilitate pentru obținerea finanțării privind centrul ăsta pe care noi vrem să-l deschidem... Doamne secretar, mă scuzați, deci nu este condiții de eligibilitate, este condiții de punctaj maxim. Așa, scuzați-mă, de punctaj. Da, ca să obținem fructe mai multe. Mă iertați, mulțumesc. Deci una din condiții este a avea contracte de voluntariat cu persoane care pot fi mediatori școlari. Am discutat, eu nu cunosc comuna, vă dați seama, nu știu, dar m-am consultat cu colegii mei. Mai bine m-am lăsat pe mine. Poftim? Mai bine m-am lăsat pe mine, că eu știu și că... Vreau să spun de ce am pus proiectul, după aia spuneți dumneavoastră ce vreți. Nu, mă bat pe bucățica mea, nu spun nicio vreme. Așa. Deci, m-am consultat cu colegii mei, mi-au recomandat două persoane, am stat de vorbă, domnul primar, deci fie el o să vă povestească despre ce este vorba. Așa, ideea era alta. Am ajuns la concluzia că trebuie să vă prezint dumneavoastră modelul de contract privind voluntariatul, pentru că am fost conștientă că trebuie să cointeresăm oarecum voluntarii în a-și furniza timpul lor pentru asemenea servicii. Și am
sunt de acord cu colegii, acum trebuie să vezi o dată dacă vreți de acord sau nu, așa să propunem domniilor voastre să acordăm, pentru că nu putem să dăm bani, dar am zis, hai să acordăm niște scutiri la impozit pentru cei care vor face voluntariat în cadrul centrului, mă refer. Voluntarii de la situație. Exact. Aceea situație ca la voluntarii de la ISU. La momentul când va începe voluntariat? Da. Adică pe acțiune de voluntariat? Nu voluntariat. Efectiv, ce avem acțiunea? Da. Din domeniul meu. Deci am luat legătura cu doamna deputatul medical. Ea fiind cadrul didactic la școala Rădoaia și mediator școlar în cadrul școlii Rădoaia. Doamna Geta Cipotaru fiind fost cadrul didactic actualmente pensionat și a exprimat dorința de a ne ajuta în acest voluntariat când va fi solicitate din cum are drag. Iar în al treilea caz este fica mea. Bineînțeles că ea nu va beneficia de acest serviciu, ea are contract de voluntariat în primăria Parava înainte de apariția acestui caz. Ea a vrut tot timpul să fie voluntară, voluntară pe la parăhia Drăgușani, voluntară și la primărie Vecelului, cu contract, n-am avut examen, n-am avut grijă aici, dar până la urmă a făcut cele, s-a chinuit și face voluntariat, dar nu va beneficia de aceste gratuități la impozit, bineînțeles că nici nu ești plătitor de impozit. Poate fi. Dar eu, și mai mult al patrulea caz, am înțeles că ar fi dispus părintele de la Rădoaia. Așa. Și dumneavoastră vrea să participe cu acțiuni de voluntariat, în sensul. Păi eu ții toți spun de acord să facem un parteneriat, dar cred că parteneriatul să-l facem cu protocopiatul s-ascut. Să implicăm tot proprietarul, tot protocoliatul în acest... Nu, centrul nu. Nu. Am discutat cu doamna proiectantă. Așa, nu. E mai bine să încheiem contracte de voluntariat pe persoană fizică cu preoții. Dacă vrem pentru licențiere și pentru asta putem face cu protoieria sau cu Dumnezeu să încă nu știu exact. Așa, dar pentru centru, preoții pe persoană fizică. E mult mai bine așa. Așa mi-a zis doamna proiectantă. Așa vă spun și eu, da. Nu, nu mă opun la... Nici, o să spun la o chestie de vorba, dacă sunt să fie bine. Ok, deci am înțeles despre ce-i vorba. Dacă nu mai sunt, ne lămuri. Trecem la vot, proiect numărul 5, contractul de voluntariat. Cine este pentru? Voluntariat. Iar unanimitate? Atunci deci o obținere în ziua. Unanimitate și la proiectul numărul 5. Proiectul numărul 6, exploatarea pășunilor. Bun, să dăm citire, da? Da. Nu l-ați avut la papă, nici n-ați avut pe la l-am primit aseară, l-am avut, dar... Ați văzut cu mine. Da. Și experiența, nu înțelegeți? Nu, că s-a modificat legislația. S-a modificat legislația. Proiectul de hotărâre privind exploatarea pășunilor aflate în proprietatea privată a comunei Parava. Consiliul local Parava, Județul Bacău, întrunit în ședința extraordinară în data de 24.06.2020, luând act de referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Parava în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 2467 din 23.06.2020, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului de hotărâre. Raportul de specialitate înregistrat sub numărul 2466 din 23.06.2020, întocmit de doamna Deaconului era Tatiana, consilier achiziții publice în cadrul comportamentului de contabilitate cu privire la propunerea pentru chirierea prin încredințare directă a unor suprafețe de pășune în proprietate privată a comunii, în baza temeiilor juridice respectiv prevederi, articolul 129, alineatul 2, litera C, alineatul 6, litera B, articolul 362, alineatul 1 și 2, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, articolul 6, articolul 9, alineatul 2, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 34 din 2013, privind organizarea, administrare și exploatarea pășunilor permanente și modificare și pentru modificare și completarea legii fondului funciar numărul 18 din 1991, modificată și completată prin legea 44 din 2018, articolul 6, din întâlnirea Guvernului numărul 1064 din 2013, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea privirilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 34 din 2013, privind organizarea, administrarea, exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificare și completarea legilor fondului funciar numărul 18 din 1991, ordinul comun al MEDERAP și MEADR numărul 407/2051 din 2013 pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiște aflate în domeniul public sau privat al comunelor, orașelor respectiv municipiilor,
Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, numărul 544 din 2013, privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște, articolul 1777, 1823 din legea numărul 287 din Codul Civil, hotărârea Consiliului Local numărul 13 din 15.02.2017 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pășurile aflate pe teritoriul Comunii Parava, hotărârea Consiliului Local numărul 54.2019 privind stabilirea nivelului impozitului și taxelor locale pentru anul 2020, avizele cu caracter consultativ al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local al Comunii Parava și în temeiul prevederilor articolului 139 aleatul 1 și aleatul 3 litera G. Articolul 332, articolul 333 aleatul 1 și 2, articolul 344, 343 și articolul 362 aleatul 1 și 3 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, Consiliul Local al Comunii Parava adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Consiliul Local al Comunii Parava aprobă regulamentul privind organizarea pășunatului, precum și exploatarea pășunilor aflate în proprietate privată a Comunii Parava, conform anexiunii ce face parte integrată de prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă continuarea prin atribuire directă a suprafeței de pășune de 13,08 hectare, număr cadastral 7, tărlaua 10, parcela 634 disponibilă, proprietate privată a Comunii Parava, către solicitanții care au depus ele proporțional cu efectivele de animale deținute în asociație sau exploatație, având animale înscrise în registrul național al exploatațiilor. Articolul 3. Se aprobă închirierea prin licitație publică a suprafeței de pășune rămase disponibile după încheierea procedurii de atribuire directă. Articolul 4. Se stabilește perioada de pășunat pe o perioadă de 6 luni, respectiv de la 23 aprilie până la 25 octombrie. Articolul 5. Se aprobă prețul de închiriere în valoare de 65,98 lei pe hectar și pe an. Articolul 6. Se aprobă proiectul de sarcină conform anexei 2, anexa ce face parte integrată de prezenta hotărâre. Articolul 7. Se aprobă modelul contractului de închiriere a pășunilor conform anexei 3, ce face parte integrată de prezenta hotărâre. Articolul 7. Comisia de atribuire directă a suprafeței de pășune proprietate privată a Comunei Parava va fi numită prin dispoziție de primar. Comisia prevăzută la anexa 1 va asigura și desfășurarea operațiunilor de licitație. Articolul 9. Se puternicește primarul Comunei, domnul Nedi Costel, să semneze contractele de întinerire a pășunii. Articolul 10. Persoana nemulțumită se poate adresa împotriva prezentei hotărâri Tribunalului Bacău, în conformitate cu prevederile legii 554/2004 privind contenciosul administrativ. Articolul 11. Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege prin muzea secretarului comunii, instituției proiectului județul Bacău, primarul Comunii Parava, consilierul cu atribuții în domeniul în cadrul compartimentului contabilitate, se aduce la cunoștință publică prin afișare. Vreți să vă dau un citire la reglament? Nu. La caietul de sarcini? Și cu regula avea un trebuie. Nu, haide. Vreți să dau citire contractului cadru? Nu, nu știu. Dacă sunt lucruri noi. Nu, am citit aseară. Da, e vorba de pășunea din Lunca Sivet, care anul ăsta s-a expirat contractul de concesiune, exact prin timpul pandemiei. Acel om nu mai putut beneficia de subvenția APIA datorită contractului expirat. Am așteptat să noi să ieșim din perioada asta, să putem pune pe ordine de zi de asta, am spus-o la urgență astăzi, să putem să ne facem treaba, să putem concesiona mai departe. Ce vorba de alea 13 hectare, care ne-am dat de nume sunt 13, dar probabil odată cu cadastrul general, vom afla exact suprafața reală. Trecem la vot, da? Supunem la vot proiectul numărul 6, privind exploatarea pășunilor din plaja comună și este pentru unanimitate. Da. Întrucât vis-a-vis proiectul ăsta, la finanță, cu primul cu pășunile? Păi l-am votat. La votat nu, n-am să votat. A, dacă vreți să adăugați ceva. Domnule secretar, vă rugați eu cumva, chiar prin ministerul a început pentru să studiați un pic contractul de concesiuni pentru pășunea de la Rădoarea, pentru două hectare alea. Știți, era o discuție atunci când încurcau... Da, înțeles că nu e interioada de luarea contractului, adică... Oamenii se-au făcut contractul. V-a rugat dacă puteți să-l analizați un pic dacă găsim o modalitate de reziliere la contractul ăla. Dar toate cu oamenii și pe întâlnire de revedența, mă cam îmi doresc.
Doar dacă putem? Da, concesionat sau ceva din genul, dar atâta timp cât oamenii își plătesc redevența e mai greu. Ar însemna doar să găsim, doar dacă nu se îndeplinesc obligațiile conform amenajamentului pastoral. Înțelegeți că trebuie să văd amenajamentul pastoral mai întâi, poate să văd exact la concret, dar nu înțeleg de ce trebuie să reziliem, ca ideea. Eu știu despre ce e vorba acolo. Un cetățean din Gura Băiei, prin 91, a închiriat o suprafață de 0,82 de ani, cu tot cu construcțiile din interior. Adică era vorba de cele două saibane și cabana îngrijitorilor. Când am venit aici, în 2005, eu am încercat, începuse cu autodemolarea, autodemolarea saibană. Pe câți ani a închiriat? Pe perioada existentă din construcții. Că din cauza asta și eu m-am... Perioada existenței construcției. A? Deci eu m-am legat cumva de acel articol din contractul de închiriere, pentru că unul din saibani a început să cumva să se autodemoleze. A fost în local, contractul ăsta? Da, da, cred că da. Nu știu, domnul Mișcu, poate spune că prin timpul nu am văzut contract. A fost aprobat în Consiliul Local, domnul Mișcu? Da. E, atunci el a luat printr-o cerere deliberat din Comisia Legii 18, la aceea pe 91. Adică, să înțeleg, eu deja avea posesia terenului. Posesia terenului era din 1991. Așa. Așa. Și... 92 tot am încercat noi, prin hotărârea de Consiliu, am făcut la prefectură. Omul plătea, era legal. N-avea ce să-i fac. Nu. Și apoi plătești și eu stau la pungă, da. Să prindem masă, dar nu, nu avem știu. Nu. Nu, dar stați puțin, e o problemă. Nu înțeleg de ce ați votat contractul, dacă nu erați de acord. Dar nu înțelegeți că omul cumpărați de acolo clădirile. Clădirile erau a CAP-ului, pământul era a primăriei. Ați înțeles ce vreau să spun. Nu știu dacă aveați atunci, jurist în primărie. Dar v-ar fi spus juristul primăriei. Asta jurist era domnul secretar Dracu, care știa studii de juridici și făcea și pe Dracu. Dar dacă s-a bătut el să-i luăm terenul, nu s-a putut. Pentru că v-am spus, construcțiile erau a fostului CAP. Da. Terenul era a primăriei. Corect. Da. Proprietarul terenului, implicit, este proprietarul accesoriului. Doamna secretar, CAP-ul a vândut atunci, comisia de la CAP-ul a vândut clădirea. Da. Credeți că noi ne-am vrut să-l dăm atunci afară de pe terenul ăla, omul s-a dus la prefectură. Situația. A fost și în seara asta, vreau să vă hotărârea. Este instanță. A fost dat. Domnul primar, știți? Nu. Da. Nu știu. Puneați că în instanță de să știu toate procesele. Da, toate procesele care au fost în fața legii. Nu știu. Și asta de ce lucru? Am înțeles că după domnul, nu eu, în instanță, eu nu l-am dat la plecare. Ulterior, că domnul Andrei. Nu s-o apă la instanță. Sau ceva de genul. Pentru că, să vă spun de ce, spun lucrul ăsta, mai comentez situația așa. Proprietarul terenului este proprietar pe, și pe construcții. Nu, doamna secretar. Proprietarul construcțiilor era CAP-ul care accesorul, clădirile... Dar nu înțeleg că sunt greșite. Asta încerc să vă explic, dar lăsați-mă, vă rog frumos, să termin domnul Fișcu. Pentru că nu pot să duc ideea la capăt și nici măcar nu înțeleg ce s-a întâmplat în mea. Deci, codul civil spune așa. Accesoriu urmează principalul. Este principiul de drept. E sfântă. Deci îl înveți în anul 2 de facultate. Îl înveți. Da? Principalul în această situație este terenul. Ce este construit pe teren este accesoriu. Asta e legea, nu o spun eu, nu o fac eu. Da, și... da? Sunt situații, este exact acea situație în care Gogu este proprietar pe teren, Ion face casă pe terenul lui Gogu, da, așa, dar el, Ion nu știe că de fapt, așa, Gogu este proprietar pe casă. Gogu, la rândul lui, doar îi dă bani pe materiale de construcție, pe manopere, pe alea, pe alea. Da? Exact același lucru se întâmpla și cu
doamna secretar, credeți că nu s-au încercat de... Nu s-a încercat, dar nu s-a ajuns la instanță, clar. Păi de asta dumneavoastră te să încercați. Nu știu, eu te desim. Problema e alta. Cum e să-mi cu contractul ăsta din concesiunii. Eu asta nu înțeleg, dar dumneavoastră nu l-ați vrut. Doamna, eu nu vă ia, doamne, eu vinic. Doamne, nu erați obligat. Nu erați obligat să faceți contractul din concesiuni. Nu sunt de fapt, doamne, contract. Nu! Nu descria. Dați-mi de mine legal. Eu nu vă dau. Mai știu, despre ce vorba aici? Da, păi... Dar dumneavoastră. Ar jurisă. Dar nu, dar legea nu obligă să pot face contractul. Doamne, dar vreau să te jurisă. Asta vă spun eu. Nu erați obligat să faceți acel contract. Secretarul la Dumnezeu? Secretarul la Dumnezeu. V-am spus că eu nu o să fac instanță. Nu am dat avocatul. Domnule, v-am spus că și nu s-a dat avocatul instanță. Nu s-a dat avocatul instanță. Nu știu ce vorbim. Să revin la scrința asta. Nu am făcut. O să-i fac scris, domnul, da, domnule, n-am avocat, acum cum să fac? Ar fi trebuit să-i fac domnule avocat scris o chestie, care să-ți spun, domnule, du-te, fă în instanță, acțiune și legătorească pentru asta. Punct. Ați, doamna secretară, asta ați trecut pe procesul verbal la ședinței, discuția cu Pășunea? Adică e face parte sau putem să trecem la obligat diverse? Nu știu, uite, asta a fost cu una dintre... Dacă mai aveți și altele, domnii care sunt... Pot să lua, e sigur. Spuneți-mi și mie, ce se întâmplă cu apa aia? Că de ce majoritatea timpului rămâne permanent blocată sus, spre celebra plădoaie? Domnul viceprimar, nu poate dea spune de mine. V-ați făcut ceva? Da. A schimbat ceva la pompa aia sau nu știu ce la trebuță? Nu, e vorba de apă, că n-ar fi apă. Cetățenii din localitatea Rădoaia, când vin acasă și forțează apă robineții, sună că sunt avarii și trebuie să primăm la vechi. Din păcate, acum sunt prea puțin. Dacă vă amintesc că am într-o lună de deci noi oprim la pat, la nivel de comună și de Rădoaia, mai puțin de aici unde sunt detecțiuni, oprim doar pentru intervenții de reparație robineții și alte... Deci vorba de lipsa de apă de la sfârșitul săptămânii trecute. Da? Deci au fost o zi jumate sau două care n-ați avut apă. Au fost pe weekend, au fost un show de curent, s-a oprit pompa, nu știu nimic, până când m-a sunat Viorel, m-a sunat Viorel, l-am sunat pe Viorel, l-a sunat și el. Ne-a dus, am cuplat, până când s-a presat toată instalația până sus, în capul Rădoi și până sus la Gheorghe Erodia, ați avut un... O perioadă fără apă. Sincer să vă spun, e o problemă. Din punct de vedere a programului de apă, nu va mai fi funcțional acest program, pentru că acum cu două foraje ținem sub presiune pe timpul instalației. Numai în caz de avarii sau în caz de jocuri electrice care apar peste noapte și nu știm. Și ultima diversă, ar mai avea una și eu mă retrag, sau înțeles, ar fi și cu drumul ăla când mai... Întâmplă când vin domnii de la autostrada, de la autostrada Soarelui, până vin să putem să mai circulăm și noi. A fost un înțeleg care a întrebat la
noastră, deci ce vreți să spuneți? Că nu funcționează? Că drumul Ploilor nu prea a fost. A, că drumul Ploilor nu este funcționat. Drumul județean se întâmplă. Da, cu un mic ajutor acolo, cu divers ajutor. Da. Pe drumul județean nu trebuie să fie terminat. Noi ne-am făcut rulițele secundare. Mai face un pic de... Mă gândesc cu... Cine să mai scrie la drumul? Care vă spus că domnul Cadanian? Da. Care vă spus că domnul Cadanian e drumul? Pentru drum? Da. Dar nu știu dacă e un gagul la bărbun, că devine ultimul de rajul, nu trebuie să mai iau lea pe domnule pe față la vechină, pe față la anterior, da? Anterior, ieri am trecut pe toate drumurile, am văzut, am lăsat pe leacă să zvinte, să nu plimbăm apa la deal la bani și devine ultimul de rajul. Cred că și de gata. Cum intervenim noi, da? Cum a acolo? Drumurile a plimbăle, ar trebui intrat un pic ieri, domnule. Intrăm, lăsăm mâna că să-ți vinde, să treacă proiectul ăsta, că acum mergem acum la mare și cu mare. Ar merge foarte bine. Poate sunt domnul Maudeni, doar să mergi și voi acolo. Sunt unii, e o problemă, l-am văzut că acolo s-o rup, să vedeți. Da? A văzut. Au făcut lumea prin... Unde a văzut? A văzut deasupra. A, drumul o văd? Da. Domnul Mișcă, da. Vă duc la aia tot timpul de viață, probleme. Vreți să intervină primăria? Utilajul primării este drumul de exploatare. Drumul de exploatare. Pentru a readuce drumul de exploatare stare de utilizare, da? Asta era ideea, da? Domnul Șubodanu, da. Așteptați să fiți scrie. Domnul primar, ați văzut că se poate dărâma? Vedeți că se poate dărâma. Mai bine ați văzut că nu se poate dărâma. Păi și de ce l-ați spus? Ba da, în ședință sucesc, a spus că nu, nu e așa ușor. Eu am spus că trebuie să fie. Eu am pasat cu pietrul, de el, pentru domnul, nu știu, da. Pentru că nu trebuie să mai face cu pietrul, dar eu n-am fost de acord să facem cu firma, pentru că este foarte grea procedura cu firma. Și eu am asumat că o facem noi, cu orice firma. Dar aici nu mai fie bine să avem trebuie să facem și tu, apoi avem din conflict de interese, să zice subiectul. Dar avem, ale, obi, da, și n-am făcut lucrurile cu ei. Dar ei tot plătesc impozite aici la noi. Da, și n-am făcut lucrările cu ei. Și n-am făcut lucrările aici. Tot trebuie să aduce firmii de la Bacău. Domnul Pișcu, dacă ei s-au făcut lucrările astea mici, care s-au tot face cu ei? Lucrările la primărie, nu știu. Da, am avut contract cu... Am avut contract cu firma lui Ali. Când e? Am avut contract cu Ali, la doamna de la Curtea din Conturi. Am avut contract cu pădurarul, cu... Cum îl cheamă? Cu Costel? Deci, da, lucrăm cu ei, nu e o problemă. Se poate. Da. Ce dar am zis că la demolare nu a aduc firmă. Doamna secretară, nu știu ce nu că ar trebui. Eu am spus că nu pentru că așa da, dar am zis că nu aduc firmă, că o să încerc cu băieții noștri cu grijă. Dar la ce e ăla de bordă, adică... care a fost? Bazinul ăla. Dar n-am luat. Ăla a început. Așa. Dar nu dacă e o gază niciodată. Imediat, într-o primă ședință, o să modificăm contractul de concesiune cu doamna doctor, ca să demărăm și grajdul doamnei, dispensarul numai doamnei doctor. Grajdul ăla e construit din cărămide, din bolțar aș. O să fie o leacă mai, nu mai complicat. Acolo probabil că o să trebuiască să m-am uitat pe valoarea lor de inventar. Mai au oare ce valoare? Ar trebui să valorificăm în legumuri. Deci, dacă e bun folosit la ceva, mai așa un potez. Nu prea ce folosesc din grajul ăsta. Acolo nu mă tot. M-am uitat în el, stăteam picioare din cauza că un pat să ne-a oprindă. Când m-au văzut patul, au văzut și grajul. Vineri o să avem, din ce știu, vine domnul Vici, vine colectorul din deșeuri, cum cheamă. Pentru deșeuri voluminoase și tot ce putem să-i dăm acolo, dacă ne-ar lua și internet, ar fi perfect. Să scăpăm de ea? Să sparge, nu poți să recuperezi. E coaptă de ani, zi. Dar nici nu mai e voie să dăm azbest. Știu, mă, dar ce se faci cu ea? Că aia nici n-are valoare de inventar. Măcar lemnele se gândă la oameni. Lemnele? Da, și lemnele aia cu ele. Nu știi, nu poți să trebuie ea să plece cu puii, le ia băieții care au dărâmat acolo. Să fac procese verbale, au să fac. Da, da. Nu e o valoare, nu are valoare acolo. Dacă vreți o ședință, puteți să mergeți. Mai uitați, mai dați o idee. În ce privește, dacă domnul Ciumătoară, vreau să scrieți la cuvânt, care pentru domnul primar și pentru domnul viceprimar, am niște solicitări de la multe persoane din sat, persoane din bază, de altfel, așa, persoane cu calitate, și mi-am cerut în felul următor, să solicit la dumneavoastră
amenajarea unui punct sau două în sat sau comun, nu știu cum s-ar putea, pentru depunerea unor lucruri, obiecte, nu știu, haine sau parte din treburi, mai de bună calitate, care n-ar merita mâncat de la Don Berbăs. Pentru că, pentru cine, ca să meargă să întrebări, ți-ar trebui haina asta, ți-ar trebui lucrul ăsta, deci au niște lucruri foarte bune și vrea să le pună undeva, da. Să mai departe. Dacă mai trebuie să nu, eu de acord cu vom lua noi de la aici și vom împărți pe domnul la aici. Schimb rușinii ca să îmi spun, îți trebuie haina asta. Nu, 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 Nu există posibil așa ceva, avem un spațiu, spațiul ăsta ar trebui să fie cumva închis, acoperit, încuiat, despreia, cine se duce, cine își alege ani, le ia, nu le ia, le ia, le aruncă, acoperea cu localitățile satului. Prima, trebuie să prea niște fonduri, așa cum au făcut pe la Timișoara, așa trebuia că înțeamnă cu pol, știi? Trece lumea. În orice de persoane, dacă au asemenea haine și poți să le doneze cu limbață, familii, poți să ia legătura cu noi, cu serviciul de asistență socială de la noi, și doamna Nenei poate nu urma. Nu, nu, nu facem depozit. Deci noi facem depozit. Spuneți-le la ce persoane se adresează către primărie, către serviciul de asistență socială. Și eu îi ajutăm, îi rezolvăm. Referitor la perioadul cultural, nu s-o opune nimic astăzi de el, n-aș vrea să înțeleagă ce lumea din sat că, virgulă, căminul cultural ar fi o singură clădire unde s-a adăpostească, eu știu, tot soiul nimeni. Nu, domnule, căminul cultural este o rampă de lansare a unor talente, a noilor talente. Așa, undeva puțin, probabil, acolo și o sală bibliotecă, o sală de studii, eu știu, o sală de sport. Avem cadre profesorale, învățători, avem educatori care pot pregăti elevii în acest sens, să țină tot soiul de servări, la începutea, la sfârșit, trimestrial, cum era și înainte. Deci ar fi cazul că atunci să ia de seama ce așa. Nu trebuie să vă dau un răspuns, cred că ăsta... Nu știu ce, dar sunteți destui de talentați, dar nu asta, dar studia ca să... Eu cred că ăsta ar fi un proiect în așteptare, mai degrabă de orice lucru. Dar asta chiar putea să aștepte. Dar am zis la ședința trecută, de când noi eram în gestul. Cultura este una foarte importantă, dar la același timp sunt multe lucruri care... Nu, noi vorbim acolo, să vedem o chere. Mă gândesc că acolo sunt, se implică niște bani din bugetul primării și așa mă parte. Sigur că... Acum toată lumea gândește același lucru. Sunt mult mai multe lucruri mai importante de făcut până ajungem la cultură și eu știu, dar adică ăsta nu poate doar să vedea de să legare eu știu, de linie sau ce mai este să ajungă acolo la cuvântul cultural, ar trebui să aibă niște alte condiții. Toate sunt importante. Sunt toate importante, dar asta plată și pe tema asta. Asta să putem lua la rând și acum... Exact, foarte bine ce o zi de un lucru. Putem consulta populația și pe tema asta. Iar populația... Sunt de acord, dar eu trebuie cu populația cu cultura în bine. A început campania electorală. Toată lumea se va înfierbânta. Toată lumea va spune declarații mai cu durere și mai cu suflet. Aveți grijă ce vorbiți, mai ales într-un cadru oficial. Sub nicio formă, nu faceți reproduce de genul pe care l-a făcut mai trecut. Dar nu contează, domnul Ciobotaru, dacă nu îmi spune o prostie, domnul, vă rog frumos, nu aveați voi, ați încălcat de asta. Puteți fi acuzați, puteți fi acuzați în acest moment de comportament discriminatoriu. De atribuții, doamnă, aveți 401 atribuții. Da. Nu 400. Pentru care aia, minima, sunteți un bun avocat al domnului primar. La orice intervenție, vă fac. Alea sunt pentru lucruri. Deci, ce vreau să-mi aduce?
Deci am vrut doar să atragem atenția și doamna secretară, atât noi cât și eu. V-am spus, chiar dacă ați reprodus la alte cuvinte, trebuie să aveți grijă să nu fie stigmatizante, pentru că ne putem intra sub incidența legilor în vigoare. Și trecem mai departe. Dacă mai sunt proiecte, discuții, subiecte din cadrul legii diverse, care de fapt e rubrică inventată de noi, nu există în regulament așa ceva, nu am citit și spune că nu. Da, mă rog, poate acum cu nouă mod administrativ. Mă rog, vreau să vă spun, domnule vice, ca să continuăm. Acolo la Măran, măcar acum, cu tot vin alegerile, duceți-vă, rog, frumos, domn Biron, așa la mare, în Măran, dacă tot e destina Măranului. Pentru că domnul vice, de acolo, nu are urmă. Nu este destina Măranului, noi l-am pus mai aproape de coborârea spre Măran și intenționat în fiecare seară ni se duce pe la Mangano. Dar eu trec zilnic, cum în fiecare seară că trec zilnic? Și acolo, domnul, a fost o vreme scurt, o vreme scurtă acolo. L-au mutat în mai multe locuri, vă spun așa, sincer, da, sincer. Dar Mărar n-a fost niciodată. Dar nu, dar el trebuia să fie în Mărar, el trebuia să fie lângă doamna Hoboi, chiar pe colț acolo. Păi de ce acolo? Păi de ce? Oamenii erau de acolo, puneți... Păi mașina a dat cu spatele, 30 de metri, unde era punctul de prima dată de depunere. Domnul vice, doamna Hoboi are posibilitatea să nu trec în mașină, pentru că la trei poartă vine mașina. Flota de mașini rompres schimbă frecvent conducătorii auto. Și serviciile s-au mobilizat pe nu știu de cine reprezentat, dar trebuie să vină și la noi în poartă și să dea traseu să vină până acolo și apoi să vină. Serviciile s-au mobilizat este delegată. Delegatul ăla n-a fost niciodată la noi, domnule primar. N-avem niciun contract de custodie, nici o pobienă, nici o băgare în seamă, spus pe românește. Și atunci, noi suntem doar buni de plată. Noi n-avem asfalt, ca așa a fost proiectul. Noi n-avem apă curente, ca așa a fost proiectul cu locul fie și canalizare. Ia vedeți de spart, din start 4 servicii. Este dat la o parte cu dreptele. Eu vorbesc de o bună parte de satul ei. Vă întreb. Ce vin la oamenii? Localitatea cu Parava este cât de cât egal, mai puțin poate Rădoaia să oferă de asfalt și de alte priorități. Da, și datoria dumneavoastră și a noastră este ca să lucrăm, ca să ajungem la toate casele într-un final. Atunci dacă ați ridicat așa mingea sus, ați văzut la vreun tomberon sau vreun cubel mare la tăiuș cu pământ sau cu frunze? Păi eu ne-am văzut, eu am spus, să știți. Dar eu, ca nu am în poartă deloc, eu trebuie să mă duc acolo unde, ce, nu există sau să ce, să inventez cubele, contracte și mai departe, servicii. Nu, haideți să ne facem pe astea. Vreți să vă spun că am luat la pas fiecare casă să dăm cubele cum eram înjurați și apostrofați? Păi eu vă cred că asta este, v-ați asumat un risc și cel care... Păi eu ce spun? Eu n-am spus, am împărțit care l-au vrut să-l ia, l-au luat care... Nu, deci trebuie să noi nu primim în sunt, iată... Noi nu avem pe stoc nicio cubelă. Că ne-am vrumat și noi pic la el, am primit și eu. Și după aia, cum am spus, că e o temă care poate fi reprodus, nu, nu cadavrele, ceva, dă-ți demisia. Dar era un lucru care nici nu l-am cunoscut. Doar pentru că așa înțeles că a fost o bătrâne. Primim și problemele de vice. Dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm. Trebuie să mergem mai departe, să colaborăm mai bine. Și spunea cineva că a venit să luăm de pe domnul primar. Păi dacă e de loc, da, să-l aude. Dacă nu pentru asta am ales să-l facă, sau vom alege și pe altul să facă, nu? Da. Și în momentul în care a făcut, ce ne-am oprit, nu mergem mai departe. Dacă e de loc, da, domnul primar, domnul primar, că nu bărfez, dar unde era, n-are dreptate, spun că n-are dreptate, unde are dreptate, are dreptate. Dar eu zic că pentru localitatea de Iuș, unde chiar e frumoasă așa și ca poziție și ca tot, un asfalt curat, frumos. Dar nu vorbeam, v-am spus și o repet, dar nu știu câte oară în ședințele astea. Nu vorbeam despre o uliță îngustă care poți să mergi la cu pasul. E un drum pietruit pe care mașina poate să intre. Și nu intră. Dar intră când e vremea bună și prielnică. Vara, eu vorbesc acum, domnule Vinicius. Domnul Marcel, dacă plouă mult, credeți că sunt șoferi care pot intra, alții nu pot intra. Vă spun, deja a intrat o dată pe anul trecut, atât. Că ducea pe Gabriela, nu vreau de acolo, ducea cu Bela aia. Dar și-a zis, băi, dar nici nu știu la deal. Hai, mă, să vedem, mai confuzionat. Hai, să vedem, mai confuzionat. Aveți de gând să spuneți ceva? Spuneți, după ce... Păi, nu-i numai cum ai ce-i ca trebuie. Păi, de ce, cine m-a trebuit în asta? Ce ați că, băi, de la ați mai spus-o de atâtea ori? Nu vorbesc în discuție. Fețele audienței domnului Vici, vorbesc cu tine. Sunt mai multe. Deci vreau să, să înțelegem și noi și toți oamenii că nu trebuie să existe cetățeni din categoria. Nu e intenția noastră să nu ajungă nici mașina, nici cu am să văd, aștept să ajungă și acolo.
Și peste tot, unde se poate. Și unde nu se poate, facem să se poată. Ok, dacă mai are cineva ceva de adăugat? Multe de adăugat. Dacă nu e nimic astăzi, atunci mai notați pe capreția și venim la ședința următoare. De fapt, în ședința închisă de astăzi, vă mulțumim pentru partea. Thank you.